Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Indodi și cu această ocazie vom începe o nouă carte. Autorul este Hans Hermann Hoppe și cartea se cheamă Teoria socialismului și capitalismului. Dumneavoastră, de unde ați apărut? Cu ce treabă pe la noi? Păi tocmai ne-a zis, o carte. Am văzut ce cărți ați făcut în o perioadă și am zis hai să revenim la teorie. Păi, dar ce Hesley nu era... Prea mai pe economică. Da, dar o să mai insistăm pe, cel puțin eu așa văd, să schimbăm, deci chestii de libertarianism, uite cum e Hoppe, plus chestii de economie mai ușoară, zice, nu? Economia zice că prin natura ei mai... aplicat. Să le alternăm, să nici nu îmi pui în capul la oameni cu iar cu non-agresiune, iar cu... Mă rog, zici până se aude, știi? Bine, dar înainte de toate, nu uitați să ne dați un like acum și luați mai târziu. Să ne dați subscribe dacă vreți să mai auziți de noi. Avem și conturi de susținere a acestui proiect de cripto și Patreon. Pagină pe care o să o schimbăm, că acum arată ca un scam. Și mai ce? Și în descriere mai sunt alte locuri de pe internetul ăsta vast unde vă puteți întâlni cu noi și de asemenea tot jos în descriere o să găsiți un link la cartea pe care o discutăm astăzi, despre care a vorbit deja Gabi, pe care o vă puteți achiziționa în română. O citim împreună. Cine este Hoppe? Hoppe este un cetățean german, acum trăiește prin Turcia, a fost eleva lui Rothbard. Asta e poate cea mai importantă asociere. A fost și asistent, cred, în Las Vegas. Este un filozof anarho-capitalist, un filozof libertarian, e un punct de referință, adică un nume respectabil în lumea asta libertariană și un creator, nu e... Celălalt mare elev al lui Rothbard ar fi Walter Block. Ne-am mai referit noi la el când vorbeam de vânzarea corpului, de avort chiar. Și Hoppe. De speculanți? Da, da, și de speculanți. Hoppe tot așa are și el o felul de poziții originale. De exemplu, pentru el îți dezvoltă un argument anti-imigrație. Asta e o chestie originală a lui. Altă chestie originală ar fi acea etică a argumentării care ar fundamenta libertarianism. Noi ne-am mai lovit de chestia asta. Cum? Ok, îmi place libertarianismul ăsta, dar el pe ce stă? Erau diverse perspective. De exemplu, Hummer spunea că stă pe o intuiție. Niște intuiții, domne, e rău să mor un copil. Asta e, nu trecem peste chestia asta. Asta e validă. Teorie care ignoră chestia asta, o porcărie. La Rothbard aveam principiul non-agresiunii, asta era bază. La David Friedman avea, na. Eu zic că și utilitarismul poți numi, adică poți spune că și e un principiu. Evaluarea unor poziții via consecințe. Ai consecințe bune, înseamnă că e bună și teoria care te-a dus. Deci n-aș mai zice conflictul e între unii principiali, să zicem, Rothbardien, care n-ar omorâ pe unul pentru consecințe bune și unii care sunt neprincipiali. Zice nu, și utilitarismul e un principiu. Care e principiul ăla? Că faci calculul. Vezi ce țese. Ok, ce-ar fi? Hoppe e o teorie despre libertarianism, ca să zic așa. Are două probleme. Ce înseamnă o societate dreaptă? Noi la o societate, să luăm Venezuela, e ea dreaptă? El îți dă niște instrumente prin care evaluezi dacă acolo avem o ordine dreaptă, sau la România, sau la orice altă societate. Altă parte e partea economică. Dom'le, cum devin avuția națiunilor? De ce unii sunt săraci și de ce unii sunt bogați? Deci asta ar fi cele două direcții, o direcție economică și una etică. El încearcă să clarifice niște concepte cheie prin care să dezvoltăm o grilă de asta de evaluare, o agresiune, ne-am mai lovit de ele, agresiune, proprietate, socialism, capitalism, cam astea sunt. Mai era ceva? Aș zice că asta nu e cea mai modernă carte de care discutăm, fiind aia fiind cartea lui Hummer.
o să găsiți pe canal puțile despre ea, dar este una mai modernă, în sensul că el și-a fundamentat ce a scris aici, a spus între 82 practic și 6 diferite, când a tot învățat în diferite locuri, a predat profesor vizitator la Centru pentru Studii Avansate Internaționale din Bologna al John Hopkins University. Și în timpul în care l-a petrecut în New York sub aripa lui Rothbard în 85 și 86. Și el menționează că cel mai mult ajutor l-a primit și cel mai puțin birocratic, fiind să menționeze chestia asta, l-a primit de la Centru pentru Studiile Libertariene. Cartea e în 88. În 88 a avut prima oară. Na, uite, nici revoluția nu se făcuse. Păi nu știu, să intrăm în... Bine, ce ar fi... Ce intrigi ar merita? În primul capitol, OP începe prin a-și declara metodologia care va aduce argumente pentru capitalism și împotriva socialismului. Și ca și Rothbard, metoda lui este de prin deducere. Nu se bazează deloc pe observații empirice. Dar el încearcă să sună nu pornește de la axioma. Sună ca dracoasă. Da. Na, ideea adică punctul de vedere austriac e mai sofisticat. Cine aude asta, domnule, ea nu se bazează pe... Nu. Dar ce, pământul plat? Ce vrea să spună este în felul următor, că un model, și din punctul ăsta de vedere poți să-l înțelegi, că uite, de exemplu, relativism. Da? Că tot e un subiect plăcut așa între noi pe vremea când nu rulează camerele. Relativismul în sine este dedus logic, nu empiric. Mai târziu au fost confirmat empiric, el a fost dedus logic. Cu greu. Da? Deci ideea este în felul următor, că poți să îți descrii un model despre lume care să se bazeze pe un fundament corect, să fie măcar consecvent din punct de vedere logic, și după aia mergi cu el și vezi dacă lumea se conformează lui sau nu. Evident, se pune problema în partea a doua. Dacă ai input-ul, dacă empiric vezi că modelul tău nu produce previziuni, atunci e clar, modelul e greșit. Trebuie să-l alterezi. Asta e în punctul 2. Ceea ce încearcă el să contrasteze este partea ailaltă. Tu spui, de exemplu, uite, pe cazul ăla, salariu minim produce șomaj. Da? Tu când spui că salariu minim produce șomaj, te bazezi pe un model logic. Pleci de la cerere și ofertă și mergi mai departe. Da? Empiric poate să vină unul să spună, păi n-a produs. Nu. A produs comparativ cu ce n-ar fi fost. Nu, asta spunem și noi. Asta lui, e de fapt modelul austriac. Da? Trebuie să te uiți cu ochii minții, nu? Da, da, da. Și de asta nu... Dar e prea complicat să începi o carte păi așa. Păi e la un nivel de mai sus. Și nu e... Doare capul, știi? Adică să începi cu metodologia austriacă. Tu aveai niște sarcini simple acolo. Ce e agresiune? Ce e proprietatea? Ce e socialismul? Ce e capitalismul? Aia mai încolo trece la tipuri de socialism. Nu, că eu aș spune că el încearcă să discute aici exact să facă diferența asta care foarte des este imputată atât libertarienilor pe de parte, cât și apărătorilor capitalismului în general. Dom'le, pe voi vă preocupă economia. Vreți să fie numai baștan cu bani și ea să rea să moară de foame. N-aveți suflet, n-aveți sânge, nu e pentru voi o teorie a dreptății. Ope spune nu, nu e numai o problemă economică, zice el aici, e o problemă de etică în final, adică chiar de la asta începe. El începe să discute
Și în capitolul 2 o să vedem de vorba de asta, el începe să discute din punct de vedere etic ce înseamnă conceptele alea cu care lucrează, știi? Nu din punct de vedere economic. De asta se apucă și își creează propriile definiții pentru socialism și capitalism, nu le folosește pe alea care sunt deja otrăvite de curentul economic, tocmai pentru a nu fi vulnerabil împotriva atacului ăsta. Dar nici nu poți să discriminezi, uite, dacă definești capitalismul prin egoism sau prin inegalitate, nu-l poți distinge de... Nu mai poți distinge între... Pentru că egoism și inegalitatea e și în socialism. Nu mai distingem între sisteme. Sau dacă, nu știu, ăla criticul spune, păi nu, că socialismul e fără egoism și fără... Nu poate fi chiar că utopic în sensul, ok, nu e plimbă ursul, că nu poate fi omul fiind, având inegalitate în lume și omul fiind pe pondere de egoism, nu poți să-l aplici. Ne facem chestiile astea pentru oameni. Trebuie să lucrezi cu materialul clientului, știi? Asta ne place nouă la abordarea lui Hoppe, că ține la definiții. Nu, și ne ia ușor. Apoi avem proprietatea, schimbul contractual, la proprietății, socialismul și capitalismul și agresiunea. Cam astea cinci termeni vreau să le definească și să le... Să fie sigur că cititorul nu ia razna după aia. Nu devieze spre alte orizonturi. Îmi place precizarea aia că dacă pornești de la o premiză proastă și construiești pe ea, o să-ți iasă toată construcția strâmb, chit că pare coerentă cu premiza, nu, ca la o casă. Dom'le, măsurăm cu echerul unghiuri drepte, dar dacă toată fundația e strâmbă, o să-ți iasă o clădire dreaptă, dar strâmbă la ce trebuie, de fapt. Da, poate fi o de-asta, guesswork, o să ghicești un fenomen. De exemplu, poți spune că Rubini a prezis criza, știi? Explicația lui pentru criza nu e austriac, explicația lui e cu austeritatea, că au redus ăștia cheltuiele și de-aia a venit criza, care e falsă, știi, pentru... Mi-ar putea spune, uite, a prezis criza. Profetul Dr. Doom sau nu știu ce. Le poți nimeri. Ptolemeu îți prezicea eclipse, pe o teorie falsă. Dar ideea e că nu e... Mă spune Kant, drumul sigur al... E unul dintre... Deci, spuneam așa, că apropo de teoria asta de care vorbea Costel mai devreme, se zice așa, că la finalul cărții ar trebui să fie clar că doar printr-o metodă teoretică, prin realizarea unei teorii, fie ea economică sau morală, care nu este derivată de la niște lucruri ce se întâmplă, ci care pornește de la o premiză, o propoziție incontestabilă din punct de vedere logic, și ține Hoppe aici să menționeze că e ceva foarte diferit de o axiomă postulată în mod arbitrar, și pornind de la această premiză procedează mai departe într-un mod pur deductiv, atunci rezultatele cu care o să ieși din teoria asta, ele sunt nu pot fi atacate, cel puțin nu în tărâmul logicii. O să încerce unii pe alte tărâmuri. Nu, ideea e că te contrazice, asta e diferența între axioma asta de care tot laudă el. Tipul ăsta de argument apare la Aristotel și la Kant. Ideea e că tu negi axioma aia, de exemplu, să luăm axioma, omul acționează. Cineva zice nu, e fals. Ce a făcut această ființă când a vorbit? Acționat. Realizat o contradicție performativă. El asta are în vedere. De exemplu, dacă hai să luăm o altă... Principiul non-agresivism. E greșit să inițiezi violența sau să ameninți cu inițierea violenței o altă persoană. E greșit să folosești proprietatea cuiva fără consimțământ. Ei, cineva care neagă axioma asta nu comit o self-contradiction, nu se contrazice. Deci ar fi axioma din categoria a doua, să zicem. Timp ce dacă negi, omul acționează, te contrazice. El de prima e interesat. Așa avem, na, principiul în contradicții. Nu e... Negarea lui nu e... Bine, aici pot să spun că îl confirm. E un bun exemplu. Altceva, NAP. Da, n-ai o chestie sofisticată asta, știi? Adică eu n-aș fi, dacă scriam, n-aș
aș fi băgat-o mai încolo sau în altă carte. Că asta e o chestie subtilă, domne, de ce e nevoie de o... E nevoie de o teorie ca să interpretezi faptele. De ce? Pentru că poți avea teorii care se contrazic și care îți explică același set de fapte. Când tot dăm exemplu ăsta cu nordici. De ce o duc nordicii bine? Datorită capitalismului sau datorită socialismului? Pot veni, care e? Nu pot să fie amândouă adevărate. Ori noi ce avem dreptate, ori... definiția în care da, socialismul generează un, ori empirism? Un standard și capitalismul da, celălalt. Da. Potrivit empirismului, ambele ar trebui să fie. Ambele ți explică situația. Nu se poate. Nu se poate. Doar una ți explică. Nu pot fi ambele. Deci asta era, dar e, n-aș fi băgat-o aici, aș fi rămas, da, aceea agresiune, aceea chestie mai lumește. Asta e o chestie sofisticată de filozofia științei și aș fi lăsat-o mai pentru masterat, mai pentru, m-aș fi complicat, adică nu o bagi în intro. Mă rog. Păi da, dar oricum te lovești de ea. Adică oamenii zic, păi, da. În capitolul 2, când definește proprietatea, da. Dacă începe cu concepte din alea de produce, cum propriul trup, cum este prima oară utilizat da, și ești fii proprietarul trupului prin faptul că ești primul utilizator al lui și mai departe. Până la urmă tot te lovești de lucrurile de tipul ăsta. El ne ia chiar de la zero. Zice, ce se întâmplă între noi oamenii? Păi avem de a face cu resurse. De ce trebuie să avem conceptul ăsta de proprietate? Ca să desemnăm cine e responsabil de câte o resursă care e rară. Tot fel de resurse care ajung să n-ajungă la toată lumea. Păi așa face diferența. Deci, dacă cartea se cheamă Teoria Capitalismului și Socialismului, de fapt Socialismului și Capitalismului, de ce a pus prima oară Socialismul? Că l-atacă prin abordarea diferită a regimului proprietății din cele două ordini sociale. Da. Bine, dar până să ajungem acolo, aș mai vrea să mai zic câte ceva din, că el, ăla e punctul zero. Dar Hoppe începe dinainte de punctul zero. Zice, credeți că socialismul s-a inventat cu Karl Marx? Nu, nu, nu. Mai vechi de atât. Sunt mult mai multe tipuri Karl de... Karl Marx a inventat termenul științific. Da, dar sunt mult mai multe tipuri de socialism pe lumea asta, zice Hoppe, și nici țările capitaliste nu sunt capitaliste pure, chiar sunt încărcate de socialism, spune el acolo, chiar și Statele Unite. Ce definiția socialismului folosește? Aia pe care o dăm mai încolo. Păi ziu, hai aia să pe care o dăm în mai încolo, dar până ajungem acolo, spune, vorbește despre efectele disruptiv de... care sunt rele din punct de vedere social produse de socialism și anume alea care vin de la o politică tradițional marxistă care naționalizează mijloacele de producție tipurile de socialism. Prin expropriere, da, tipurile, deci care naționalizează mijloacele de producție prin expropriere sau printr-o politică social-democrată care se bazează doar pe redistribuția venitului, redistribuția income-ului, asta ar fi a doua variantă. A treia variantă, o politică de stil conservator care vrea să mențină status quo economic prin reglementări, fie de prețuri, fie de comportamente, fie de reguli de afaceri. Și a patra, deci dacă până acum n-avem nicio problemă din a recunoaște forme istorice de socialism, mai vine a patra, care este descrisă ca fiind un sistem pragmatic, tehnocrat, de inginerie economică și socială, micuță, așa, pas cu pas, de intervenții. Cine, ești Vabolini aici sau cine? Intervențe. Uie și fapt, da. Nu? Asta... Opa! Uite, pot spune... Dar se potrivește? Nu mai știu cum era în anii 90, dar uite că cel puțin acum asta a devenit critica acestui tip de socialism tehnocratic și
critică la adresa UE, tocmai asta e, că ai niște șmecheri acolo care... Ce ar mai fi de spus și la celelalte? La primul, ăla marxist în care statul naționaliza mijloacele de producție, trebuie... Expropriază. Mie îmi place foarte mult faptul că OPE insistă pe chestia asta, nu naționalizează, ci expropriază proprietarii de drept. Clar, mai devreme acasă. Ei, el numește chestia asta socialism peste rusesc. Chestie rusească. Putea să-i spună și chinezească. Era tot un drac. Și românească, și România a fost în paradigma asta. Statele este europene. La al doilea, ăla cu egalitatea de șanse, e clar, e leftismul vestic în America. E destul de puternic și în populație și în administrație, în medie. Socialismul conservator, ăsta sună așa, adică conservatorismul nu e o chestie, nu sunt prietenii noștri, nu e. Eu mă gândesc că l-are în vedere un... anilor 30 din America. Ăsta e, în general, acolo s-a văzut cel mai clar intervenționismul ăla pe... A fost protecționist la maxim, intervenționism în industrie, reglementări, menținere, controlul prețurilor. Eu vorbeam la Hazlitt. Atunci s-a întâmplat din greu în Statele Unite. O să gândeam la Ceaușescu. Știi ce te-aș contrazice? Cum am definit acest socialism conservator? Ce vrea el? Să mențină status quo? Roosevelt nu vrea să mențină. Bă, da, vrea să-l găsească pe ăla dinainte. Bine, nu, de pe ce? Mine m-a dus cu gândul la feudalism, chestia asta. Așa m-am gândit și eu. Bine, o să o vedem mai încolo când citim. Cred că se referă, da, la europeni. La socialismul european. Pentru că dacă tu te gândești la Sowell, să zicem, conservatorismul american, stat minimal, nu are treabă cu așa ceva. Sunt unele chestii alea cu... Eu la socialismul european l-aș vedea... din două influențe, una franceză și una germană, dar nu știu la care dintre ele s-ar potrivi chestia asta. Bine, hai să zicem că s-ar potrivi că dau subvenții și vor să-și protejeze propriile industrie. Nu, dar... în trecut, în secolul XIX, ăia care se opuneau industrializării, liberalizării. Da, la ăia se referă. Joseph de Maistre și nu știu ce, știi? Ok. Reacționarii. Okay. Deci nu la... Să nu se simtă ziniții conservatorii români care simpatizează cu conservatorii americani. Nu cred că are pe aia în vedere. Deși unele pot ținte și în aia, chestiile cu drogurile, știi? Pot da și în aia. Dar nu știu dacă ei sunt ținta. Mai degrabă ar fi conservatorii europenii. Și al patrulea UE. Da, al patrulea e... Da, cred că asta are în vedere. Ingineria asta... socială. Care e puternic. Păi dacă ne gândim la ce... Care sunt forțele care se bat? Păi sunt socialismul ăsta suveranist, populist și socialismul ăla globalist. Ei, ingineria asta socială ține de socialismul globalist. Și o chestie de actualitate, nu e ce analizează Hoppe aici. Ei, și el mai continuă spunând tot aici că observațional, argumentele pentru socialism nu dispar odată ce tu le spui, nu că stai că socialismul nu-ți dă lapte și miere, ți le ia. Da? Cel puțin îți dă niște lapte praf importat din China, dacă, așa ține minte că s-a întâmplat. Da? Și miere dacă te descurci tu pe sub mână. E, și argumentele, din păcate, nu dispar. Adică chiar dacă tu spui, nu, că vine socialistul ăla naiv și zice, nu, că socialismul îți dă lapte și miere. Nu. Uite aici datele economice care îți arată că nu. Vine partea a doua, zice, chiar și așa. Zice socialistul, chiar și așa. Ne asumăm, cum spuneai tu de Bernie Sanders mai de mult, ne asumăm că nu va fi lapte și miere, dar va fi o lume mai dreaptă. Nu știu dacă zice chiar el asta. Cred. Pretenția lui Sanders sau altora, sau chiar și a comuniștilor americani. E una e că n-a fost aplicat, mijloacele de producție n-au fost deținute. Și alta că ăsta chiar îți rezolvă comunismul problemele. Chiar îți, da, păi le, prin anihilare le acea, rezolvă, știi? No. Și acea miere chiar apar. Deci nu mai... Da, și la hoți să rezolvă problemele. Când n-ai ceva, te duci și furi, să rezolvă problemele. Dintr-o dată apar în gospodărie la tine niște lucruri pe care nu le aveai înainte. Le-au produs alții, le-ai luat cu forța, dar s-a rezolvat problema. Depinde unde te uiți. Răspunsul liberal e că nu livrează nici cu furăciunii. Nu livrează. Da, păi asta e ideea, că ei spun că ei, tu spui nu livrează, dar ei zic contează,
noi nu suntem aici doar pentru economic. Spune aici, socialismul este mai mult de atât. Este un sistem Kotsky, care, este un sistem care Kotsky, are o fundație morală mai justă. Da, Kotsky cred că zice asta. Chiar dacă răbdăm, e o lume mai dreaptă, mai bună. Da, cred că socialiștii privesc lucrurile imediate, și anume o subvenție ajută o anumită categorie profesională pe termen scurt. Nu se uită în aspectele, să zicem, ascunse sau pe termen lung ale acelei subvenții, știi? Dom'le, ok. Am rezolvat problema secetei la agricultorii români în vede anul 2023. La Hazlitt, știi, da? Păi nu, și nu că spune și el aici. La are chestia. Da, ok, se rezolvă o anumită problemă punctual, dar naște alte 10 probleme pe termen lung. Da, dar vezi aici, poți să contrezi la chestia asta, știi, că tu și tu poți să spui că da, domne, uite că în abolirea sclaviei ți-a rezolvat o problemă punctuală, dar uite câte probleme pe termen lung ți-a generat. Nu contează. La vremea respectivă, știi, ei puteau să spună acum că ele s-au rezolvat și ele, pentru că ce să vezi, e mai economic ca oamenii să fie mai eficient din punct de vedere economic, ca oamenii să fie liberi, iar contraargumentele respective erau de natură economică, asta e partea a doua. Dar ce e de apreciat aici la Hoppe este exact asta, că încearcă să-ți și explice, să te și învețe. Zice, domne, că vin socialiștii ăștia și spun, lasă că răbdăm un pic de foame, dar e pentru un scop nobil, adică trăim într-o lume mai bună. Și Hoppe spune, care sunt? Care sunt fundamentele pentru un sistem etic și moral just? Ce ai din punctul ăsta de vedere? Uite, mă uitam la un film chinezesc, To Live se numește, dintre filmele astea recomandate anti-comunism, anti-totalitarism. Era unul, urmau să treacă comunism și unul pomenea ceva de mâncare, știi, păi ce facem? Și altul îi reproșa, chinezi amândoi, știi? Păi noi trecem la comunism și tu te mai gândești la mâncare, știi? Da, nu, cred că și ei sunt sensibili la asta cu mâncarea. Nu, cred că ei... Impresia lor sau ipoteza lor sau e că pot divra, știi? Pot divra prin comunism. Deci dacă iar punem, hai să dăm un dărât. Da. Explodează forța aia de producție și... Nu explodează nimic. Oamenii nu o să vrea să muncească, dar comuniștii... Cam comunism. Dar comuniștii o să-i pună. Na, așa rezolvă. Cum rezolve ei totul? În capitolul ai atins, asta vrei să zic, nu? Că a atins observația lui Hoppe. Da, de ce spune că oamenii nu vor dori să muncească? Explică bine două consecințe ale socialismului. Aici dă un exemplu cu Germania de Est. Probabil că lui este aproape exemplul ăsta. Modul în care, de exemplu, dacă te-a pus să renovezi o casă, în Germania de Est dai un telefon la o firmă care se ocupă cu renovatul și îi spui ce vrei și se întâmplă, pe când în Germania de Est... Bine, întâi te uiți în cont, dar mă rog. Pe când în Germania de Est toate lucrurile astea se bazează mult pe relații personale. Și mă gândesc aici nu neapărat la relații de tipul hai să fac renovarea casei cu ajutorul familiei, ci ia să sun eu pe vârul că parcă are o relație la fabrica de tiră sau la vată minerală sau la ceva. Poate la partid să-mi aprobe repede hârtiile și autorizațiile, poate știe sora lui cumnatul, așa. Tot așa. El generalizează o parte pervers. Uite, azi dimineață mi s-a făcut așa un click. Deci Hoppe spune că în țările astea comuniste nenorocite, tocmai pentru că nu există instalatori și nu știu ce să percuteze imediat, se dezvoltă relațiile personale, știi? Ești prieten cu ăla de la 5, că poate instalator și nu se știe, știi? Nu știu, putem generaliza. Asta ce înseamnă? Că era mai bine la coadă, că mai socializam. Era. Da, da, seamănă. Nu, dar poate fi adevărat, știi? Hai să-ți spun, stai urmă. Mi se pare o pervertire a relațiilor umane. Deci, pur și simplu, devii ipocrit când trebuie să te pui bine cu diverse persoane cu care n-ai avea nici înclinări, nici mânecă. Accepți diverse compromisuri pentru că nu se știe că nu o să ai nevoie de un
dobitoc sau un nerd, o persoană imorală, da? Pur și simplu ca să reușești să faci ceva. Ceea ce ar trebui să fie foarte banal. Cam așa văd și eu. Pentru că relațiile ar trebui, da? Prin afinități, prin chestii voluntare ar trebui să se întâmple relațiile mari. Cam așa văd și eu răspunsul. Că, domne, există o diviziune, scuze, Vali. Există o diviziune a muncii, domne, eu nu mă împrietenesc cu ea de la Mega, știi? Nu, e o relație abstractă în care schimbăm niște bune și conceptul de prietenie îl văd altfel, împărtășesc niște valori și nu știu. Ori aici, în comunism, în prietenie, ai de nevoie, știi? Adică nu e... Adică îți falsifică prietenia, știi? Deci amestești lucrurile, știi? Te împrietenești cu instalatorul ca să... E prietenia aia, până la urmă? Nu? Ah, ok. Sunt mai multe lucruri aici și aș vrea să le despachetăm că... Nu, e pervers observația lui, știi? Nu, că... aș vrea să le despachetăm pentru că cineva poate să spună, păi și acum cum e? Ia tu un instalator. Dă tu un telefon să-ți vină un instalator. Nu la... e bun exemplu cu instalator. Bine, dă telefon după un zugrav. Dă telefon după un faianțar. Dă telefon după un... Hai că găsești. Asta e... Față de comunism îi găsești mai ușor. Găsești mai mulți, da. Față de... Dacă vreau să fac ziua băiatului meu, trebuie să cumpăr tort, prăjitură, sucuri și alte chestii, da? Nu vorbesc cu o pilă de la... Nu știu unde, de la pe sumână păi să da, mi se da, exact, exact. Cum era pe vremuri. E. Acum pur și simplu la magazin, am cumpărat, nu trebuie să fac. Exact, asta e ideea. Dacă ai... La instalatorii, da. Dacă ai o piață cu ofertă abundentă, asta e ideea. Aici apare diferența. Într-un capitalism lăsat liber, și aici contează foarte mult, lăsat liber, ai o piață cu ofertă abundentă. Acum... În România, în anumite domenii în care se cer certificări, perioade de ucenicie, povești de genul ăsta, nu mai ai piață lăsată liberă. Da? Vrei să-ți vină cineva să zugrăvească casa? Păi ca să o faci în mod legal, tu trebuie să-i angajezi pe ea, pe contract de muncă, cineva trebuie să vină să le facă fișe de securitate și protecție a muncii. Numai în felul ăsta ar putea ei să vină să rugă. Asta e o piață liberă? Nu. Ca să nu mai vorbim de faptul că aici apare și cu concurența. Că noi, de fapt, de ce nu avem ofertă din plin pe sectorul ăsta al serviciilor de handyman? Mulți au plecat în alte părți. De ce? Că nici acolo nu e piață liberă și prețurile acolo în sistemul și... la costul de viață de acolo sunt mult mai mari decât de aici, e rost de făcut bani. Competiția între țări, acolo. Între Spania și România. Da. Fiind mai mulți bani acolo, se duc. Exact, exact. Și fiind și acolo un sistem tot la fel de, cum îi spune, de protejat. Și ăsta, de asta nu ai tu, cum le spune, de asta nu ai tu instalatori acu. Pentru că tot un fel de socialism e... Și oferta e restrânsă. În socialismul comunism de care vorbea Gabi mai devreme, oferta era restrânsă că nu găseai. Nu găseai tort, nu găseai chestii de-astea peste Chico. Noapte. Chico și alte trăznăi. Da. Deci fenomenul era același. Cauza era oarecum aceeași. Numai că acolo era atâta socialism că se răspândise și la Coca-Cola. La PepsiCo, la mă rog, în România era PepsiCo. Ecola. Nu, dar care e răspunsul? Poți spune asta că nu era bine că ne prieteneam? Nu. Așa poți spune, uite, și un psihopat se sechestrează acum, noi eram necunoscuți, da, începem să vorbim, să ne fraternizăm, știi? Asta e partea a doua a răspunsului meu pe care vreau să-l dau mai devreme. Nu era bine. E normal, e uman să fraternizezi împotriva unui atacator, da? Dom'le, ne unim, statul ne-o trage și o mamă de bătaie, ce credea? Și ne unim împotriva lui, da? Bun. Însă, mai vine pasul al doilea, care în unele țări din comunismul care s-a petrecut mai la vest de România, da, până la granița Cortinei de Fier, dar mai la vest de România, acolo nu s-a ajuns așa. Dar la comunismul din România și mai ales la din Bulgaria s-a ajuns. Există un punct când se lasă foametea și atunci nu mai fraternizezi cu ăia
Pentru că nu mai e de mâncare. Aia devin concurență directă pentru mâncare. Și atunci se rupe și coalizarea asta înainte. Adică eu, nu, că eu la asta m-am gândit. Zic, băi, chiar era mai așa? Da, la un, până la un punct, așa era și la noi. Dar după ce s-a lăsat foametea, prin 85-86 încolo, n-a mai fost așa. Uite, încă o chestie cu mărirea cercului social. Inclusiv în, în feudalism, când a apărut comunismul ăsta științific, socialismul științific. Erai foarte, trebuia să fii foarte bun prieten cu tot satul, cu toți vecinii, mă rog. Adică pe uliță la tine trebuia neapărat să-i, nu neapărat să dai doar binețe și să ai, să fii politicos. Și mi se pare că tot era o prietenie din asta foarte pervertită, pentru că datorită, să zicem, ierarhiilor stabilite prin coerciție, nu ești țăran, nu o să ajungi niciodată boier sau altceva, rămâneai acolo închistat și nu aveai deschiderea asta de a te asocia cu oameni pe care, să zicem, îi plăceai. Un țăran care, să zicem, avea un talent la muzică, nu putea ce vorbi cu oamenii de pe ulița lui. Vrea să ducă în altă parte. Și nu puteai din cauza acestei legări de glie, să zic așa. De-abia cu apariția capitalismului, da, și a formei de mobilitate socială care a urmat după Revoluția Industrială, aveai într-adevăr posibilitatea asta de a te asocia și a lega prietenii, cercuri sociale și a deveni, să zicem, bogat în relații personale, cu adevărat, părerea mea. Eu cred că sunt mulți oameni care deplâng pierderea comunității mici în care oamenii se cunoșteau, se ajutau de nevoie, îl chemai pe vecinul, picai nu știu ce bârne, îi dădeai un kil de zahăr când avea nevoie, lucrurile astea. Ce nu vede, cred eu, lumea în poveștile astea este că n-aveai de ales. Din tot ce ați povestit voi până acum, nu prea aveai de ales. Orică te ținea legat de glie, orică n-aveai variante, orică, mă rog, diverse limitări. No, eu aș răspunde că n-au dispărut aceste... Deci un ăsta de Facebook, știi, da, un nu, grup... Poate să dispară, nu. Ele poate să dispară și e normal. Nu zic, apar substitute, știi, un club, apar, un, da, nu știu ce, știi. Da. Dar nu poți spune, domnule, gata, ăștia doar de frică stăteau acolo și... Uite, de exemplu... E un model, simplist și te ajută așa, e ca la bazme, ca la grădiniță. Ai o imagine simplă așa. Uite, aici e o căsuță, are un coș, iese fum, ha-ha-ha. De ce nu mai avem lucruri simple? Uite, și roșiile aveau altă gust când eram noi mici. Nu, nu e exact așa. Da, poate nu știi dacă calcai pe cineva prădătură. Ce ură era acolo între vecinii respectivi. Bine, să nu mai vorbim că... Exact. Oameni care nu-și vorbesc zeci de ani. Mai e vorba și ei erau aduși uniți. Că asta e un lucru care mi se pare foarte ciudat. Atunci când se apucă lumea să cânte, să ridice în slavă chestii de genul ăsta, dom'le, trebuie să înțelegi ce era așa. Uite, de exemplu, era o camaraderie, un cuvânt greu pentru mine, o camaraderie ieșită din comun, da? Să zicem, pe front. Era o camaraderie superbă între bărbați, pe front, sau nu știu, uite, chiar și nu pe front neapărat, dar care a făcut armata. Da, în ăștia, colegii din, care erau de același rang, era o camaraderie fantastică, da? Da, da, îl înjurați pe superior, îl înjurați pe superior, pe front era tot la fel de nevoie, că veneau ăia peste tine, trăgeau, te omorau. Nu, cum zicea Gabi, și acolo sunt grupulețe. Acolo ai... Nu, ce vreau să spun este că erau funcționale în interiorul acelei dinamici
care presupunea amenințarea externă. Nu spun că nici acolo. În absența ei se văd cu restul. Nici acolo, și acolo ai grupulețe, știi, ăia sunt cu aia, aia cu aia. Da, dar nu e. Poți să observi că de obicei gândește-te de în liceu, erați 5 prieteni, ceilalți erau alți 5. Da, nu? Bisericuțe, da. Nu, ăștia sunt, ăsta e omul, știi? Da, dar da, observația lui Vali este că toate bisericuțele ziceau 6 profa. Da, nu ziceai nimic, zicea asta. De asta zic, da. Da. Și dacă lumea zice, a, ce bine era și ce frumos era când eram în liceu împreună, păi da, da, eram împreună că trebuia să zicem 6 profa. Uite, dacă ne atacă niște extraterestri, îți dai seama că toți pământenii se iranienii cu oameni. Ce facem? Știi ce? Folosește tovărășie, Vali, dacă nu-ți iese camaraderie. Camaraderie era la legionar, cred. Nu, e și e strict militar. Adică păi și britanicii erau, britanicii nu, legionarii erau. Și aș mai zice un lucru înainte, știu că tu vrei la proprietate, la ajungem și la proprietate, dar să mai spune un lucru aici care e, mie mi s-a părut esențial în ceea ce povestește. Și anume că el zice așa, că până la sfârșitul cărții o să ajungem la concluzia că socialismul, din punct de vedere etic și moral, nu întrunește nici măcar condiția necesară, dar aminte pe cea suficientă, ca să fie un sistem just din punct de vedere moral. De ce? Just sau justificabil. Și spune așa, că această condiție a fost mai întâi formulată de Aristotel, regula de aur, da, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, sau imperativa categorică. Aristotel a trăit înainte de Kant. Matei, nu? Ce? Aristotel a trăit înainte de Matei, știi? Ce ție, cam asta e ideea, nu? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, da, da. Și egalitate de tratament. Exact. Nu știu, o regulă. Putem spune în 5.000 de forme. Dacă ai o regulă, păi hai să vedem cum o spune el așa aici. Dacă ai o regulă, această regulă nu poate să specifice drepturi diferite sau obligații diferite pentru diferite categorii de oameni. Una pentru roșcați, una pentru alții, una pentru femei, una pentru bărbați, nu știu ce. O astfel de regulă se numește o regulă particulară. Ca alegând cuvântul particular aici, ca opus pentru o regulă generală. Deci, ce avem în ce generează un principiu just? Un principiu just este unul general, care se aplică pentru toți, la fel, în același timp. Regula generalității, spune. O regulă universalizabilă, da, în exact sensul în care și acum te uiți, oamenii, la nivel declarativ, îți acceptă, da, ce avem noi în comun? Păi suntem oameni. Ce avem? Păi avem ADN diferit de nu știu ce alte animale, mă rog, cu 2%. Avem mai multă memorie, mai multă inteligență, avem limbaj, avem, uite, valori. Și la nivel declarativ, toată lumea e de acord că noi nu furăm, Tibi, dragă. Dar după aia, fiecare încearcă să-și creeze câte o clasă din asta de privilegii. Stați că dacă sunt niște situații excepționale, atunci e voie un pic de furt. Sau dacă au vrut mulți oameni, atunci e voie un pic mai mult furt. Chestii din astea. Și asta mă miră pe mine la discuțiile astea. Deci ce se discută în societate? Dom'le, ce lucru nedrept s-a întâmplat? Păi de ce e nedrept? Păi s-a furat ceva. N-au agresiune. Cineva nu mi-a făcut, n-a făcut ceva corect. După care îl vezi că se întoarce pe călcâie și încearcă să facă și el chestia aia, dar să o justifice cumva. Și de asta țin la chestia asta cu universal. Nu vede ca pe. Da, nu vede ca pe fur. Faptul că tu furi bogații să dai la seară acesta. Da. Ia, asta e pentru că o egalizare, asta ține, o corectare. Asta spune că ține de ceva legat de al doilea capitol, la care o să îți pasez microfonul mult, atunci. Suntem de mult în al doilea capitol. Nu suntem, eu sunt încă la primul. Și el spune așa, o regulă particulară presupune următorul tip de comportament.
Eu pot să te lovesc pe tine, tu nu poți să mă lovești pe mine. Da? Avem drepturi diferite, avem obligații diferite. Obligația este, eu când te lovesc, obligația ta e tu să nu faci nimic. Mm-hmm. Tu când încerci să mă lovești, primul rând că ai obligație să nu mă lovești, dar când încerci să mă lovești, eu am dreptul să mă apăr. Da? A, unul avea dreptul, nu? Să lovească. Exact. Da. Mă gândeam dacă poți avea o regulă generală prin care, uite, oricine are voie să lovească pe oricine. E ăsta un contraexemplu la Hope? Oricine are voie. Pentru că regula e universalizabilă. Alexandru are voie să mă lovească? Eu am voie să lovesc. Păi și ai exemple, ai exemple. E o regulă universalizabilă. Dar nu e socialism ăla. E o regulă universalizabilă. Dar unul la mână nu e socialism. Și socialism. Dar ar pica pe argumentul natural. Deci ce înseamnă? Că eu am voie să te lovesc pe tine, tu ai voie să mă lovești pe mine. Ca să o aplicăm, deja nu trebuie de să te acord. Aperi. Deja suntem de acord. Tu nu trebuie să te aperi. Da, și? Dacă ai... Da, dar instinctul tău este aperi. Nu. Dacă eu vin să-ți trag una, instinctul tău este ferește. Da, poate fi o încercare asta de... Asta zic că nu e natural. E o regulă, e universalizabilă, atâta vreme cât tu o impui pentru toată lumea, e universalizabilă. Dar nu e, pierde pe partea elaltă. Poate că pierde pe partea, știi, poate că pierde pe partea de suficientă. Dacă... Da, da, da. Și el zicea, problema e la suficient. O spune că și cultural lumea nu vrea, n-ar accepta-o, știi? Hai să presupunem că o cred acceptă. În scriptură. Ce spune scriptură? Să nu lovești. Păi nu ne place regula asta. Pleacă că... Dar ideea asta ar fi că, uite, e universalizabilă. Știi? Da, da, da. Bune. Să ucizi, să nu știu ce. O putem lua orice regulă agresivă. Știi? Da. Arăți că nu e universal. Deci, ideea e că sigur nu ajunge, problema e de suficiență, sigur nu ajunge să fie just ca să fie universalizabil. Dom'le, dar e necesar. Adică dacă nu e universalizabil, sigur nu va fi. Ăsta e argumentul pentru principiul generalizării. Deci dacă nu ai aceleași drepturi și obligații pentru toată lumea, sigur nu va fi. E necesar să fie așa. Acum, dacă drepturile și obligațiile alea, ele poate să-ți încalce justețea pe o idee de genul ăsta, da, în care, de exemplu, să spunem că toată lumea trebuie să se lovească peste ceafă. În loc să dea noroc, să lovește peste ceafă. E universalizabilă, da, da, e justă. Păi nu știu, o vrea toată lumea așa? Și dacă o vrea, să presupunem că o vrea. Ok, dacă o vrea, e voluntară. E consensuală, dar tot nu e naturală. Aia particulară, prin natura ei e agresivă, da. Vrei să zici, nu? Da. Aia particulară. Da. Da. Nu, prin natura ei e injustă. Da. Nu agresivă, ci injustă. Măcar din nu, injustă. Problema este de injustețe. Păi nu, dacă tu ai definiție. Trei drepturi privind bicicletele și eu am două... Eu am mai multe drepturi decât tine. E injust. Eu pe asta vreau să zic eu. E da, dar nu e o agresiune. A, da. Nu, nu e o agresiune. Nu, nu e direct o agresiune. Aveam. Nu, și eu aveam drept, al treilea drept. A, și ți-a fost luat... Da. Dacă pleci de la premiza că e natural ca toți să avem aceste trei drepturi față de biciclete, ție ți-a fost refuzat. Drepturi negative perfect legitime, știi? Tu ai trei drepturi negative perfect legitime, eu am două drepturi negative. Păi eu de ce n-am pe al treilea drept? Nu știu, poate pentru că te cheamă Stavarache și pe mine Berceanu, adică contează cum e făcută legea. Nu, dar ideea că legea e nedreaptă pentru că nu-mi dă mie acel drept. Asta spun și eu, dar nu e neapărat o agresiune, ci legiferarea ar fi agresiune. Nu, eu zic că e agresiune că mi-interzice acel drept. Păi da, și îl interzice prin legiferare. Vreau să zic, Vali vrea să zic că nu pe loc, nu-i pe loc o agresiune, ci cu indirect. Dar da, e o agresiune. Da, yes. Uite, în de exemplu e când zice Claudiu povestea aia cu banii fiat. Și domne, agresiunea, zice el, domne, agresiunea a fost atunci când s-a scos standardul de aur. S-a dat moneda pe mâna băncii centrale. Păi la mine, cred că au zis argumentul. Aia a fost agresiunea, dar el zicea mai departe, nu că dacă ăștia printează bani, aia nu mai e agresiune, că agresiunea a fost atunci. Nu, e agresiune în continuare când printează bani, că îi fură pe toți. Ei, fură pe toți, îți fură din puterea de cumpărare. E o acțiune care se întâmplă furtul azi. E din să cred că el a auzit argumentul ăsta la mine. Argumentul meu ar fi că... Da, doamne.
nu ce vine după. Transferul la devaluare. Adică l-ai băgat la prejudiciu? Zice că e furt, da, efectiv? Zice că e furt. Dacă, hai să zicem altfel. Banca scoate bani de pe piață. Nu te furi. Same, same. Nu te furi. Doar îți scade valoare. Păi, asta spun. Acolo nu te furi. Asta nu e o agresiune în libertate. Scăderea valorii. Dacă eu te vorbesc de rău și scade valoarea... Asta nu e. Hai să ne gândim. Spune eu, e camin. Auzi, ia. Revin. Da, mai gândesc și revin. Da. Uite, asta e o problemă în emisiunile astea. Când pui o chestie grea, nu trebuie... Dacă ăla nu găsește în chestii grele de s-au gândit alții mai tari ca noi și nu le-au găsit. Deci dacă nu spică FISA, de-aia ne ocupăm, mai înțelegător. De-aia ne ocupăm cu cărți. Auzi, Costel, tu poate reușesc eu să înțeleg. Tu vrei să zici că e... mișcările ulterioare ale statului. Că nu e transferul ăla de inflaționist, nu e furt. Tu vrei să zici că mișcările ulterioare sunt coerente cu ce s-a întâmplat deja și de-aia n-ar fi agresiune, că vezi, doamne, ele sunt. Uite, eu sunt BNR, mă apuc să tipăresc și îți cad, aveai niște bani puși deoparte, ți-am nenorocit valoare. Da. Nu e furt. Nu e. Eu zic libertarian, că scăderea valorii nu e furt. Deci, eu pot să te vorbesc de rău, lumea nu mai cumpără de la tine, ți-a scăzut valoarea. Ideea e că eu nu am transferat din banii tăi la mine. Ba da. Ba nu. Nu, n-ai transferat din bani, a transferat din valoare. E același lucru. Să-ți explic. Tu ai 5 găini. Nu e o percepție. Tu ai 5 găini, eu mai fac 5 găini. Găinile tale valorează mai puțin. Sau deschide o brutărie lângă ta, știi? E o agresiune? Asta e argument. Tu te-ai angajat dacă să folosești logica asta, ar trebui să spui că da. Ne mai gândim. O poți băga la un prejudiciu, la ceva, că e clar că e ceva... Lasă că mai vreau să mai încerc și odată. Deci, tu faci 5 găini, te în concurență. E în reguli. Da? Statul nu zice... O să-ți iau din păi valoare. Da, da, eu am zis deja că e agresiune. Am spus deja, am stabilit că în momentul în care au trecut banii în mâna băncii centrale, aia a fost agresiunea. Aia e agresiune. Aia e, da, una. Păi aia e doua, stai, el poate să aibă banii în mâna lui și să nu printeze. Nici nu retrage, nici nu nimic. Nu, e indiferent. Asta e argumentul lui Costel, e indiferent. Da, el nu zice că atunci când o să-ți... Deci concurența, ce e în capul meu tu acum? Tu poți să așa? Nu te mai folosești de banii lui. Nu poți, că ești obligat pe teritoriu. Nu ești, nici măcar asta. Nu ești obligat. Uite la drumuri. Când zic ăștia, păi nu ești obligat. Ești obligat. Dacă vrei să faci afaceri, să dai facturi, ești obligat să emiți facturile. Nu ești obligat. După mine, agresiunea e că nu te lasă să faci drumuri, alte drumuri. Să zicem eu cu Vali, vreau să facem niște drumuri. Cumpăram terenul prin Gorj și făceam. Nu te las. Aici mi se pare că apare agresiunea. Deci chiar dacă i-am concedat statului, da, du-te morții, mai sunt drumurile tale, știi? Da, nu te obligă, știi? Plecați, fraților, dacă nu vă plac aceste drumuri. Ideea e că nici nu te lasă pe proprietatea ta, știi? Dacă noi mergem la niște țărani, nu ne lasă. Aia e, plus că aici e un amănunt că... Deci agresiunea o văd la interdicție, nu la obligare. Eu pot, nu te oblig, frate, ia și plec, du-te în Bulgaria. Păi nu, el e agresorul, el să plece, nu să plece. Plece cine? Păi da, știi că de multe ori, am mai vorbit bine, de multe ori zice lumea, păi dacă nu vă place, plecați. Păi stai puțin, eu sunt aici, la mine acasă. Voi să plecați, voi ați făcut mizerie. Mă rog, deci mie mi se pare că dacă ar fi contractual, deci, uite, concurența e o chestie contractuală între... Exact, nu e. Nu e o chestie contractuală între cei care concurează. Dar e acceptată. O folosim. Ai de ales. La ce te referi? Ăia, capitaliștii de cometrie, caută să aibă de ales. Exact. Ok. Își fac reglementări ca să n-aibă concurență. Ok, dar ai concurență și îmi scade valoarea la găinile proverbiale de mai devreme. Făcând la bani, asta știi că o să se întâmple. Făcând la bani de stat. E același lucru. Gândește la un criptoinflaționar. Atâta vreme cât tu îl folosești, deci agresiunile sunt în altă parte, nu sunt în emiterea de monedă. Asta e tot argumentul lui Costel. Agresiunile sunt conexe folosirii banilor. Okay. Că te obligă să-i folosești, că nu știu ce. Da? Dar nu sunt în emiterea de monedă. Dacă tu, de exemplu, în loc de banii de stat ai avea un cripto,
care e inflaționar, când se trezește băiatul peste noapte să dubleze masa monetară, nu te-a furat. Da. Că tu... Atunci undeva există o înșelăciune. Deci un criptoinflaționar, stai, un criptoinflaționar știi de la început că e inflaționar. Și la lei știi că e inflaționar. La oameni nu e clar că e inflaționar. În societate nu e clar. Dar pe BNR deci spune, ținta de inflație este X%. Rie. Nu, da, ok, bine. Rămâne o agresiune chiar dacă scrie, știi? Nu, atunci, dacă un hoț îți cere banii sau viața și scrie, știi? Atunci am înțeles, aveți voi dreptate. Deci agresiunea inițială este aia, dar mai există, aș zice, una, asta în care e o înșelătorie. Deci dacă ai un cripto în care e clar, oamenii care acționează în cripto o să știe, ăștia o să-și piardă valoarea, mă rog, proporțional, în funcție de folosință, nu intră. Dar păcând la stat, oamenii cred, păi mi-am pus bani deoparte, am bani deoparte. Și statul te minte. Te minte, bă! Și oamenii cam încep să prindă, că de-aia e în Argentina, se întâmplă ce se întâmplă, știi? Deci omul simplu prinde asta cu tipărea de bani. Deci banca centrală? Afuera. 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 Mă mir că n-au pus-o, știi, pe tablă, știi? Banca centrală. Da, au făcut-o, au trăit-o de tavan, banca centrală a Argentinei. În alt clip sau? În alt clip, da. El dă cu parul în ea, cade jos, o calcă. Ar fi o chestie să-l aleagă și chiar să se vadă roadele, știi? Bine, eu ți-am zis, tristețea este că nu poți să lași celelalte la fel. Ai toate grupurile de interese care vor să rămână ca înainte, ca ei, și o să trebuiască să se și apere de alea. Nu e ca un dictator luminat și pur și simplu le închide. Haios că vrea să le închidă, dar cât o stea, o să stea să bată cu ăștia. Dacă ți închide BNR-ul, ai... Da, oricum a dat înapoi. Se vede repede, da. Se vede. A dat înapoi și cu Banca Centrală. Da, a zis că trebuie să-i lase rolul de a supraveghea băncile comerciale. Deci îi elimină dreptul de a... Printa? Presos și așa, dar supravegherea băncilor comerciale, funcția asta eu o lasă încă. Tot e un progres. Da. Mai zice lumea, ce faceți? Vreți să închideți tot? Cum o să mai meargă societatea? Că nu o să fie coordonare, o să fie haos, toți o să calce pe bombeuri. Păi, oamenii nu sunt proști. Până nu au mecanisme care să îi mulțumească, să vadă, am o chestie care supraveghează să nu fiu înșelat, că eu nu mă pricep, vreau cineva să se priceapă la electronice, la bani, la cutare. Eu aș vrea să nu fiu înșelat. Cine mă protejează pe mine? Păi are voie să existe o firmă privată ca ISO, care, mă rog, a fost privată. Mai livrează statul să-i. De-aia vine încrederea. Uite, să uite la televizor, ce-a făcut ANPC-ul? Păi, a închis, amenzi. Nu mai zic de piedone, uite că m-a răsturnat alea pe acolo, le-a... Uite că e ceva, știi, e un... Stilul japonez, ori și le-a întors arabele. Teoretic și în anarhocapitalism mai servicii de tipul ăsta, știi, adică nu se vinde carne stricată sau nu. Exact. Dar ideea e că, na, el a pus botul la ANPC și pune botul și acelea. Stai că și BNR-ul tot cam așa și... Da. Nu, și altceva voiam să zic. Deci, oamenii... O apărare externă, NATO chiar te apără. NATO chiar te apără. Sau crezi că te apără, mă rog. Nu, chiar te apără. Da, nu, asta e un amănunt, nu intru, nu mă pricep. O să-mi angajez specialiști, eu nu vreau să-i dau cu părerea pe geopolitică. Nici omul nu e atât de... Da, exact. Dobitoc, știi? Adică chiar îi livrează statul niște chestii. Chiar îi le dă, știi? Păi pentru că n-are de ales. Servicii de poliție. Servicii de poliție. Nu, dar n-are, eu ce vreau să subliniez. Ceva, nu e ca nimic. Îi dă ceva. Exact, îi dă ceva. Uite deci taxele, da. Dacă toate erau varză, cum sunt în Argentina, statul, de exemplu. Da, și eu, ce oamenii au văzut? Dus în măta, știi, că nu... Mă rog, punctul de bază era că mulți oameni se sperie, vai, cum vreți să închideți astea, o să fie... O să rămânem fără protecții diverse. Și ce zic eu? Am mai zis? Oamenii când o să vrea, dacă au aceste valori și vor să existe concurență, vor să nu li se impună monopol de către o forță centrală, în același timp ei știu ce fel de servicii vor. Vor să aibă niște servicii de protecție.
o să caute să aibă serviciile alea de protecție dintre care să aleagă și după aia o să închidă liniștit, ăla oricum se închide singur, de fapt. Bine, ideea e așa. Nu neapărat, nu e necesar să închidă statul. Poate merge o agenție de protecție. Bine, dar noi folosim de obicei statul. Poate fi una bună, știi, dar ideea e că la nu mai e stat. Mai are niște active și ce mai avea. Da, e o firmă. Yes, yes. Ca să ilustrez un pic și pentru un prieten al nostru care era foarte contrariat săptămâna asta, că domne, când o să prindă libertarianismul în lume și așa? Uite, hai să explicăm următoarea situație. Ești pe o barcă care se scufundă, da? Cel mai bun lucru pentru tine este să treci de pe barca asta, mă rog, de pe barcă, vorbim de vapor, da? Ești pe Titanic să scufundă. Cel mai bun lucru pentru tine ar fi să treci pe un alt vapor, da? Dacă se poate, cu cușetă identică, să-ți muți și bagajele și să nu simți nicio diferență. Asta este ceea ce numim noi idealul, da? Libertarienii îți spun că nu, că de fapt minimally accepted. De fapt o să treci de pe Titanic pe echivalentul la Princess of the Seas acum, adică de 5 ori mai mare, mult mai luxos și mult mai, că așa funcționează dacă lași lucrurile libere. Dar mă rog, idealul pentru oameni care n-au imaginație este ăsta, domne, să fie măcar la fel. Eu mă duc măcar la fel. Foarte bine. Bă, dar e un principiu de precauție, măcar la fel, să va. Atâta timp cât Titanicul se scufundă, dar tu ai certitudinea că până când te neci o să-ți vină barca despre care vorbeam, e perfect. Da? O aștept. Dacă vezi că începi să te camuzi pe la șosete, o să zici, băi, e de ajuns să fie și o barcă de salvare, numai să fie acolo. E barcă de salvare, dar să pot să stau, să nu așa. Dacă vezi că începe să ia și foc Titanicul, să explodeze pe acolo și vine barca aia care se scufundă mai și arde, o să zici, bă, dar măcar colac de salvare avem, adică ideea e că la un moment dat, dacă n-ai nici colac de salvare, dar știi să noți, o să sari în apă să faci pluta. Dar ideea e că de asta vedem noi acum în Argentina o chestie de genul ăsta, că a început să se cam scufunde căruța acolo. Bine, argumentul. Și răspunsul, când o să vezi libertarianism aici, păi oricând o să avem concurență la stat să mai construim un titan, ne lase stat să construim un Titanic în privat și atunci lumea o să vadă și o să treacă, oricând o să scufunde căruța și la noi. Mi se pare că Javier ar trebui să lase Banca Centrală a Argentinei în pace, să tipărească pesos cum vrea ea, dar să o facă opțională. Dacă folosiți ce bani vreți, în tranzacții. Da? Și ar trebui tot statul, de fapt toate serviciile statului, opțional. Atunci cine dorește să rămână ferește, pe vechea... El se ferește de această opționalitate. Da. Dește-te că ai o armată, știi, de cărturari care vin cu argumentele astea, că nu o să mai ai, cum va fi un sandwich? Păi plin de viermi. Dacă o să ai piață liberă, știi? O zi e plin de viermi. Le și avea o mafie privată, ai văzut, nu știu, Goti, păi mai rău va fi, știi, deci. Auzi de ironic, cum o să fie plin de viermi și nu o să aibă nici pâine, nici nimic la mijloc? Deci, de fapt, e lipsă, dar e plin de viermi, mă rog. Capitolul 2. Da. Cred că vreau să zic ceva de Argentina. Bine, pot spune că în vest nu s-au împuțit lucrurile... Că e, na, nu murim. Nu destul. Nici în România nu zici că murim și că... Da. Dar aviz amatorilor, cum au ajuns așa de nașpa în Argentina, pe taxare. Pe multă taxare. Nu, dar cred că și Argentina a dus-o bine un timp, mai de mult. Nu. În 1892 era pe primul loc la... Păi da, da, stai că atunci nu erau socialiști. Știu. Păi Javier Milei folosește argumentul ăsta. Atunci eram, că și înaintea Sfântului... Da, era o destinație cu care America concura, da? Pentru imigrație. Da? Da, da. O să fie niște oameni, scurt, o să fie niște oameni care o să zică, păi, au fost niște nenorociți care au vândut țara, Argentina, s-au îndatorat, nu știu cum, au luat, a trebuit să dea resursele, uite, ca și la noi, nu știu ce. Care este incredibil soluția lor? Păi trebuie să găsim oamenii aia buni. Prin ce mecanisme? Că
De fiecare dată când sunt vot... Stai, Felicie, că a luat Argentina țara înapoi de două, trei ori de atunci până acum. Uite, ca o naționalitate. Da. Uite, eu am început să folosesc argumentul ăsta. Uite, l-am folosit aseară, cred că. Eu cred că la tine l-am tras. Știi când zic ăștia? Păi a vândut Petromul sau ce a vândut. Da. Și eu zic, deci unul a făcut toate aceste nenorociri. Exact. A vândut nu știu ce. Soluția ta care e? Mai multă putere și mai mult control pentru ăsta care a făcut nenorociri. Nu, pentru altul. Dar controlul e pe poziție, nu e uninominal, dragule. Da, da, eu cum să văd că instituția asta, știu că soluția lui va fi, sunt două soluții. De fapt, pe piață, că tot vorbeam de suveranism. Socialism suveranist și socialism globalist. Soluția socialismului suveranist e să vină Avram Iancu sau Tudor din Vladimir și orice structură socialistă merge. Da. Dacă e pus pe ea la conducere, a mers. Care e soluția globalistă? Politici europene, bună guvernare, Cioloș. Socialismul de tip 4, care îl vom discuta mai încolo. O să vedem cum se termină. Auzi, o chestie, o observație psihologică. Eu aș vrea, cine vrea, să se gândească în viața lui de gospodar. Nu că dacă vrei să ai o lume liberă, trebuie să iei așa ca o condiție. Trebuie să oamenii să fie un pic gospodari, că fiecare gospodar practic e propriul lui capitalist. Are grijă de ale lui. Mă rog, în fiecare gospodar să se gândească el când o cunoștință de a lui a ajuns într-o poziție interesantă, dacă a mai fost același om. Adică zici, măi, eu vreau să-l pun pe Cutărescu, că eu am încredere în el. S-ar putea ca puterea să-l corupă. Gândiți-vă dacă la nivel mic nu cumva se întâmplă chestia asta, dar rămite când îți dă o țară pe mână sau nu știu ce ministeriu. Trebuie să te gândești la tine. Măi, eu dacă eram în locul lui Dragnea, luam milionul ăla de euro, aia? Eu nu știu câți oameni își pun întrebarea asta. Dragnea, norocit. Da, bă, dar dacă erai tu, ce făceai? Nu. Sau măcar nu-l dădeam pe cocotieri sau ce și-a luat el. Poate-ți dă exemplu la cu Terpico, cu Al Pacino, știi, că toți erau corupți, numai el era... Da, da, întace-vă. Chiar și așa, tot e un argument contra politici, că uite, toți erau corupți. Aia. Proprietate, contract, agresiune, capitalism, socialism. Take it away. Toate se bazează pe proprietate. Deci avem contractul, e vorba despre cum aranjăm titlurile de proprietate, dreptul de a exercita control absolut exclusiv asupra unor proprietăți. Avem agresiunea tot împotriva proprietății, capitalismul este ordinea socială bazată pe proprietate privată și socialismul agresiunea. Toate se bazează pe proprietate și trebuie să o definim. Dom'le, ce e proprietatea asta? De aici pornește Hoppe? E o agresiune instituționalizată. Așa un hoț care te fură pe lujerul lui, nu e instituționalizat. Dacă el te fură în fiecare marți, se creează o practică, este repetată o interacțiune, într-adevăr devine instituționalizat. Ce înseamnă instituționalizat pentru oamenii care se uită? Înseamnă de stat. O practică statul. Ca politică. Ideea e că se... Repet. Nu doar că... Da, se repete. Eu aveam în vedere și taxele de protecție, dacă vrea zice că sunt... Se instituționalizează, știi? Dacă ea vin tot timpul... Da, sau cum ai formularea aia. În timp ce hoțul ăsta din Lujerul lui era one shot. Te-a prins, te-a furat, a plecat. Speculant. Și asta... Agresiunea împotriva protecției de stat este și... Adică se consideră a fi legitimă. Punctul lor ne vede. Da. De ce e important capitolul ăsta în care Hoppe se ocupă de definiții? Ca să înțelegem despre ce vorbim. Astea sunt definițiile libertariene. Nu-ți place... Nu-ți place, nu mănânci. Asta țin neapărat să spun și... Nu știu dacă nu e mult. Eu am observat, uite, de exemplu, în discuțiile cu mai mulți oameni, am observat o chestie foarte bizară care... cineva e în stare să te asculte, tu îi spui o definiție, el e în stare să te asculte, o așa, după care o ia pe lui. Ia definiția lui, care nu e aceeași cu a ta, și merge cu ea mai departe. Și nu
E acolo e o barieră, deci între aceste nu, două persoane. Nu, dacă precizează e... scenariul cu definiția mea de acasă. Păi da, dar trebuie să fim de acord că operăm. Deci ideea e că aici spune Hoppe la un moment dat că una dintre condițiile logicii lui argumentative este ca să avem o discuție, trebuie să operăm cu aceleași concepte. Dacă eu vorbesc de păsări verzi și tu vorbești de pește albaștri, nu putem să spunem că avem aceeași discuție. Că dacă eu spun că animalele astea fac ouă și tu zici da, așa e, sunt delicioase ouăle, mai ales atunci când le întinzi pe pâine, da? Asta, știi, sunt niște vorbe, dar nu se presupune că am avut o discuție. Adică sunt niște lucruri. Eu o să înțeleg, de exemplu, că tu iei ouăle de pasăre și le întinzi pe pâine, ceea ce nu este ceea ce spui tu. Știi? În cel mai bun caz îți iese o situație din aia comică, un cui procum. Eu zic care... că poți fi caritabil, știi, poți monitoriza, adică atunci când el folosește socialism, se referă la, nu știu, să ajuți unul samaritan, că am ajutat un om, era căzut și l-am ajutat și eu așa folosesc socialism. Și tu ai asta în vedere. Când el zice, uite, păi, dacă vrei, am ajutat alt doamne, iar am fost socialist. Eu ce da. Spun este, păi da, dar în felul ăsta tu rămâi în discuție cu el. Prin efortul tău. Da. Dar dacă tu vrei să vorbești despre altceva, el nu face efortul. El nu va veni în discuție cu tine. Unii fac, unii pot. Asta spun. Eu atunci când vorbesc de oamenii care nu înțeleg, care tu spui, uite, ok, bun, am înțeles asta. Hai să discutăm psihic. Și pe definiția asta la altă. E un cost psihic. E? Love takes time. Mariah Carey sau... Sau uite, Milton Friedman parcă spune asta, dacă l-ai convins într-un minut, îl convinge altul în minutul următor, știi? Nu vrea asta să-l convingi într-un minut. Vrei să se gândească la acele lucruri. Păi vrei lucruri, să se gândească, știi? Dacă se gândească, trebuie nici măcar nu să se gândească, știi? Mulți oameni parcă sunt Dracula când vede crucea, știi? Deci nu vrea. Nu. Uite, de exemplu, unul dintre lucrurile pe care, e bau, știi? Pe care le face Hoppe aici și care mie mi se par super utile, este că el spune așa, dau aceste definiții pentru acești termeni, nu pretind că ăștia sunt termenii cu care, că ăstea sunt sensurile cu care veți găsi acești termeni în altă literatură. Ei sunt pentru cartea asta, ăștia sunt termenii, așa se caracterizează felul în care îi folosesc eu. Și ceea ce mie îmi place este că până la finalul cărții, el face de fapt argumentul că te-am explicat același lucru. De fapt. Eu îți explic socialismul, dar ți-l împart dintr-un punct de vedere și ți-am explicat de fapt același lucru. Dar tu fă-mi concesia că pe parcursul cărții ăstea, asta e socialismul și uite, eu o să-ți arăt după aia cum toate formele de socialism istoric se mulează pe definiția mea pe care eu ți-o dau înainte, fără să facă, el spune la un moment dat, fără să fac niciun fel de apel la implicațiile economice ale socialismului în sine. De exemplu, cum mi se pare mie că e util, și asta e o altă chestie pe care eu o văd la multă lume, care se repede să îți arunce definițiile la coș, și zice, nu, această definiție este greșită. De câte ori am avut discuția asta. Sunt costuri emoționale. Gândește-te să-i spui unui om care el se consideră antisocialist, deci îl trezești dimineața, care, dragul meu, care e cel mai mare dușman al tău, știi? Socialist. De ce tu e socialist? Să-i spui că e socialist, de ce e socialist? Pentru că folosești definiția lui Hoppe ca fiind, nu știu, colectivizarea... mijloacelor de produs. Împărtășită de Hoppe a lui Mises. Da. Păi stai, cum și eu să spun? Păi o armată de stat înseamnă socialist. Tribunale de stat înseamnă socializare parțială a mijloacelor de producție. Și normal că se irită. Deci eu eram dușmanul, de fapt. M-am uitat în oglindă și dușmanul eram eu, știi? E un cost emoțional, știi? Cost emoțional. Da, eu ce vreau să spun este că mai sunt și alți oameni care operează cu niște definiții care nu sunt aprofundate. De exemplu, hai să dăm un exemplu ca să fie clar de înțeles pentru toată lumea. Ce este aceea o minge de fotbal? Și poți să ai următoarea definiție care este perfect corectă din punct de vedere sintactic, dar nu te ajută să înțelegi nimic despre mingea de fotbal. Mingea de fotbal este ceea ce trebuie introdusă în poartă ca să marchezi un gol.
e corect din punct de vedere sintactic? Semantic, da? E corect. Chiar și da? Pragmatic. Chiar și pragmatic. Eu zic că te învață ceva despre doar dacă știi fotbal, ei. Doar dacă știi ce înseamnă. Te învață ceva despre funcția de fotbal, dar doar dacă știi este fotbal. Este regula de joc, da. Doar dacă vezi un meci de fotbal și vezi lumea că se bucură, deci tu ca să poți să știi, ca să poți să-ți faci o imagine, ca să poți să-ți faci o imagine despre o minge de fotbal, tu cu această definiție trebuie să te uiți la un meci de fotbal, să-i vezi pe unii că se bucură, să faci legătura, să întrebi de ce se bucură. A, păi s-a dat un gol. Să vezi ce s-a întâmplat pe teren. Păi las, de ce plâng? Așa. Vezi ce s-a întâmplat pe teren și atunci îți dai seama că e mingea. Nu era problemată, că nu e ce nu ajungea, ce era rău. Că nu înțelegi definiția ei. Deci îți dă o regulă, ori e corectă, a, insuficientă. Insuficientă, perfect, da. Nu-ți zice ce fel de obiect e, zice alte chestii. Nu știi că e sferică, nu știi da, că e. Nu știi, exact. Da. Dacă tu nu ai conceptul de minge, de exemplu, da? Nu ai conceptul de minge, nu știi, ok, ce e o minge de fotbal? Nu știu, e ceva ce folosesc ăștia la fotbal, dau gol cu ea. Cum e? E pătrată, e rotundă, e triunghiulară, e de cârpă, e de metal. Există o teorie metal. Conform căreia s-ar putea să fie plată. Bine, ideea e că e, da. Ideea e că e greu să dai definiții bune, știi? E greu să trebuie să muncești. Exact, eu le-aș spune funcționale, deși nu știu dacă e corect. Este, merge. Descriptive. Uite, aici chiar tu ești specialistul nostru. Cum s-ar numi o definiție corectă, așa cum ne-ar plăcea nouă să... Aia esențialistă, aia care îți dă esența lucrului, știi? O luăm aristotelician, pentru că tu așa poți să înțelegi, ești pe acolo, știi? N-ai definiția socialismului, dar e ceva cu egalitatea, cu... Când legi definiția unei mingi de un anumit joc, deja te-ai dus pe o chestie foarte particulară, pentru că o minge... Da, pentru mai multe jocuri. Poate fi folosită și la altceva în afară de jocuri, că... Când te duce și ai vorbit despre socialism și ai vorbit despre o subvenție, știi, și... Da, particularități, da. Da. Uite, o critică la adresa noastră, păi voi spuneți că tot ce face statul e socialist și răspunsul? Da. Libertarianism? Da. Da. Da, da, noi așa folosim. Nu, sursa de iritare, asta era, că tu folosești împotriva liberalismului clasic, împotriva conservatorului, aceleași argumente pe care ei le folosesc împotriva unor socialiști mai mari, știi? Mhm. Calcă dreptul la libertate. Și un conservator îi reproșează unui leftist că încalcă dreptul la libertate, știi? Tu când el vine cu tribunale de stat, asta îi zici, încalci dreptul la libertate. Sau ești relativist. Lucruri care nu-i plac oamenilor și făcută ființă umană. Sunt chestii care nu-ți plac și nu... Natura umană. Place să spună omul chestiile alea care nu-ți plac, știi? Bine, uite, o distinție aici ar fi că ne bate în cap, uite cum am înțeles eu mai devreme o chestie. Ne preocupăm să vedem ce e drept în primul rând și după aia ce e coerent cu ce e drept. Nu? Și dacă vezi că trebuie să-ți realiniezi niște judecăți, Doamne ajută, vezi că-s mai drepte. Păi când foarte mulți, doar din ce ziceai tu adineauri, mulți au, unii au limita aici, unii zic, păi ăia au limita prea sus. Îmi încalcă dreptul la libertate. Dar am și eu niște limite, uite, mai jos aici. Chestia asta socială, uite, am mai vorbit noi, evoluționistă chiar, nu te arunci chiar așa din prima, când tu auzi, zice unul că trebuie abolit statul, încalcă dreptul la libertate, nu te arunci imediat, aolo, chiar așa, nu te gândești. Eu din tot ce am învățat, am fost cu, la neamuri, la țară, chiar n-am auzit chestia asta. Ce operație asta? Doamna, la școală nu m-am învățat asta. Da, când am învățat că sunt, când am învățat latină, când... Nu asta, cum adică trebuie? Păi da, păi încalcă dreptul la libertate. Adică fără reguli, și, mă rog, încep. Ideea e că în astea de stat au auzit câteva chestii, știi, anti... anarhocapitalism, să zicem, știi, sau anti-anarhism. A, păi ar fi fără reguli, ar fi... O mafie ne-ar încălecat. Cineva o să zică, păi și ce mă, voi n-aveți limite? Da, avem limite pe care tocmai le definim și noi. E o reticență socială, știi, dacă nimeni nu suportă cum cântă Whitney Houston. Doar nu să zici tu că place Whitney. Nu, dar la întrebare este, băi, voi n-aveți limite? Păi hai să discutăm despre cum să stabilim aceste limite. Are Lincea în mod just.
De Liceanu, o carte despre limite. Da, da, dar Liceanu nu e Dumnezeu. Definiția pentru tot. Indiferent de ce crede el în baie. Este un concept ajutor normativ. Normativ. Da. Că, fii atent, scuză-mă, iartă-mă. Da. Vin peste. Da. Dar de unde veniți voi cu chestia asta? De ce e proprietatea asta mai bună decât fără proprietate? Nu? Da, corect. Păi, îl propunem. A? Nu asta ar însemna normativ. Da. Adică, înainte, nu poți să pretinzi că toată lumea l-acceptă. Încă atunci cred ar fi... că acceptă, cred că acceptă raționamentul pe care îl face Hoppe lumea, cred că acceptă. Deci dacă tu îi zici, da, și dacă uite, nu acceptă, avem un conflict, încercăm să verificăm dacă e drept. Cămașa e a ta sau e a mea? Avem un conflict, a cui ești? Cred că omul acceptă la nivel intuitiv, da, într-adevăr avem un conflict și o teoria, chiar dacă n-ar formula așa de avans, de explicit, o regulă rezolvă situația, știi? Al cui e tricolo, e al Vali sau al lui Gabi? Dacă îl vor amândoi în același timp, în aceea secundă vrea să poartă tricol. Așa o teoria dreptul de proprietate spune, nu, e lui Vale, uite, l-a luat de nu știu unde și... Și în... A, producție și schimb. L-au produs niște tur sau nu știu cine l-a produs și el, Vale a schimbat cu el, a niște bani, i-au dat tricou, deci forme legitime de intrare în proprietate, știi? Ei l-au produs și el contractul a... Inerent, da, inerent în exemplu dat de Costel, avem și condițiile necesare pentru apariția acestui concept de proprietate, da, pe care îl spune și Hoppe. De altfel, el, înainte de a discuta despre asta, prefațează totul spunând că aceste două concepte, și e foarte plăcut, sună foarte plăcut la ureche cu concept, da? Aceste două concepte, acțiune și proprietate, sunt cele mai răspândite concepte în ceea ce privește categoriile științelor sociale. Și eu vorbeam în trecut de necesitate, da? Că spuneam că socialismul în sine nu întrunește nici măcar condiția necesară. Hai să vedem, avem conceptul ăsta de proprietate, care este condiția necesară ca el să apară. De ce e necesară proprietate? Cum am zis, nu? Se rezolvă un conflict. Un conflict. Se rezolvă un conflict. Ai avea un conflict. Perfect. Dar de ce ai conflict? Pentru că ai lucruri rare în lume. Pentru că vorbeam de un singur tricou. Aici vrei să ajungi. Da. Ideea e dacă aveam un milion de tricouri... Identice. Se spălau cu ele pe cap, deci nu mai era nicio chiartă, știi? Problema e când... Hai să zicem că avem și un milion... Același tricou. Ideea e că nu, știi care e problema cu același? El nu mai face parte din ofertă. Oferta înseamnă bunuri care au aceeași capacitatea de a satisface o nevoie, știi? El nu mai face parte din ofertă. Aia de, înțelegi? El e tot unul singur, știi? Înțelegi? Adică în clipa în care îl vrei pe ăla. Da, asta da, e. El nu mai e ofertă, știi? Din definiția ofertei. Bun care e substituit. Da, mai există cum... Adică nu știu, sau nu pot să-mi imaginez cum ar putea să existe o altă definiție a termenului de proprietate, să zicem, în teoriile socialiste sau în... Ai putea să zici, dumne, pe ce scrie la cadastru sau într-un regim al statului în care ține un registru al niște lucrurilor. Privilegii de control temporar, condiționate, nu știu ce. Deci nu le verifică, ci cineva hotărăște ce ai voie să faci. Uite, asta este universalistă, colectivizarea... Iar o proprietate, aiurea. Colectivizarea mijloacelor de producție este o regulă universalistă? Nu. Ce, că și tu ești proprietar. Eu sunt proprietar. Toți suntem. În practică... Se oprește la niște granițe. În practică se observă, nu, hai să spune că e comunism internațional, da? One global state, Vitalu Schwab. Da? În practică s-a demonstrat colectivizarea mijloacelor de producție... Ori se întâmplă prin interpusul statului, ori face producția imposibilă. Da, da, e universalism. Regula. Noi ne întrebăm dacă regula e corectă. Nu ne interesează. Hai să nu ne interesează. Da. Regula e corectă. Întrebarea mea este... Când e corect să ai și tu, întrebarea mea ar putea să fie una filozofică, da? Dacă producția este dacă imposibilă... Dacă furăm împreună, da. Dacă producția este imposibilă, acele mijloace de producție mai sunt mijloace de producție. E haotică. Nu, e imposibilă. Nu, e imposibilă. Nu, e imposibilă. E imposibilă. Pe varianta anarho-comunistă, producția e imposibilă.
Dacă noi toți trebuie să fim fizic, dacă noi toți trebuie să fim proprietari pe toate lucrurile, da? Pe toate mijloacele de producție. A, argumentul cine ia decizia? Coordonare, da. Exact. Tu ziceai să dau drumul. Bine. Dimineața la 8 se începe lucru, nu? Îți impun să începe. Altul vine? Nu. La 7 sau la 9. Dar de ce mașina aia consumă atâta? Dar cine trebuie să o folosească? Da. Dar cine apasă pe buton? Doar femeile au dreptul ăsta. Nu, hai să limităm. Hai să facem abstracție. În clipa în care limităm, în clipa nu mai e universală. De ce să nu? Pentru că ai deja categorii. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Tu ai dreptul să faci asta, tu ai dreptul să faci asta, tu ai dreptul să faci asta. Sunt drepturi și obligații care nu mai sunt general valabile. Ori toți luăm decizia împreună, ori nu mai luăm decizia împreună. Da, dar eu pot face privat și numai comunism, știi? Nu, eu l-aș fi atacat. Un burghez nu e tratat egal. Burghez nu e tratat egal. Păi burghezul e pe cale de dispariție. Așa spune că nu e universal. Burghezul e pe cale de dispariție în comunism. Nu, dar ăsta cred că e argumentul, știi? Pentru că nu vorbim de niște aranjamente voluntare comunaliste. Nu vorbim de comunism. Unii iau pământul altuia, știi? Sau fabrica, știi? Și acolo clar n-a pe tratament egal. Lenin are mai multe drepturi decât proprietarul ăla de fabrică. Bine, ăla n-are voie să-l fure. Presupuneam că ai ajuns în comunism, deja ai expropriat tot ce era de expropriat. Nu, dar n-aș merge pe aia fizicalist că nu se înțelegi. Că decizești că nu fac. Deși semăna puțin cu drepturile când începem să tu aia, tu nu prea ai, apare inegalitatea, știi? Dar mă gândesc dacă o poți repara spunând că nu doar ANAF are dreptul să te fure și tu ai voie să fure. Așa repari universalismul reguli. Ăla îți elimină conceptul de proprietate. De ce? Dacă toată lumea are voie să fure pe toată lumea? Apropo, ca să fie universalistă, nu trebuie să fie doar... Știi că tu deja ai introdus-o în două categorii, sunt ANAF și contribuabilii, da? Ei, da, e universalistă, ANAF. Nu, universalist e toată lumea are voie să fure pe toată lumea. Ei, da, toată lumea are voie să fure. Exact, nu doar ANAF. Eu am voie să fur ANAF. ANAF-ul, tu ai voie să furi de la mine, eu am voie să furi de la tine. Da. Asta înseamnă universalism. Da, lumea, da, sunt de acord. Păi asta anulează, doar o asta anulează concept de proprietate. Nu. Ca să nu mai vorbim că e o definiție nonsensică, ce nu, e la furt? Nu vorbeam de... Noi nu validam regula. Dacă noi votam pentru ea, îmi spune că nu mai e fur și că e o prostie, știi? Uh-huh. Nu, o regulă pică din cer, pur și simplu. Bine, Moise, cu ea. Toată lumea are voie să fure. Așa. E universal. Eu zic că este. E universal. ANAF are voie să mă fure. Eu am voie să fură ANAF. Tu ai voie să mă furi. Voie să fur. În sensul iar, că nu este sancțiune. E același lucru. E universală, nu e natural. Ah, ok. Deci mă repliez pe poziția cealaltă. Da. Adică e același lucru cu ailaltă. Cu avem voie să ne lovim fără probleme. Eu aș vrea să comentez o chestie mică la Ope. Zice, pare... Mie îmi sună un pic utilitarist. Să facem regula asta. E utilitarist, da, argumentul okay. E utilitarist. Hai, da, exact. Hai să facem regula asta ca să ceva. Ca să... Evităm conflicte. Ca să evităm conflicte. Eu zic că poți să o analizezi, cum am și făcut noi în repetate rânduri, poți să o analizezi și logic, înainte de etic, de ce acceptă lumea. Că nu e frumos. Nu, dar logic. Deci tu ai resurse. Deci dacă te gândești așa, ai un om pe singur pe lume, gol dezbrăcat. El zice, vreau să folosesc o frunză să mă acopăr. El ia frunza aia, mai sunt un miliard de frunze. Frunza aia, o să zici că e a tuturor, pentru că nu era a cuiva, nu o folosea. Este simplă logică. Te apuci și folosești un lucru, el devine o extensie a ta. Nu? Cum și Hoppe pleacă de la exemplul ăsta. Ce e prima proprietate? Păi, corpul meu este o proprietate. Înțeles la corp aici. De cel cumva... Deci cum devine corpul? A zis Gavi ceva. Ești primul utilizator al corpului. Corpul este primul utilizator al lui însuși. Tu l-ai utilizat prima oară pe corpul respectiv când a apărut pe lume. Utilizare, că îl crește singur.
Păi nu pleci că singur, bagi mâncare în el. Dai mâini și în primele luni. Bă, în primele luni bagă mama mâncare în el. Dar tot o mănânci. Deci asta ar fi, nu-l postulează ca la Rothbard, ci zice că îl folosești. Da, ești primul utilizator. Și la fel și la alte bunuri care, aș zice eu, devin ca extensii ale tale. Le folosești, devin extensii ale tale, după care poți să le schimbi cu altcineva. O să zici că ești original proprietar. Da, apropiere origina ră. Ră. Ideea este că contează foarte mult fundamentul ăsta, pentru că altfel avem toate problemele discutate până acum. Nu poți să hotărăști lucruri, nu poți să, și nu poți să argumentezi cum zic mulți de stânga. Păi, lucrurile astea există, deci mi se pare mare non-sequitur. Deci sunt ale tuturor. Făcut tu ceva pentru ele și cu ele? Nu. De da, unde sunt ale tuturor? Da. Mai este un tip de socialist bine, care argumentează în stilul următor. Dom'le, conflictul însă este un lucru bun. De ce trebuie să decizi tu ce faci cu cămașa de pe tine, să zicem, când, dacă ne adunăm, să zicem, ori experți, ori un consiliu din ăsta, am găsit o modalitate mult mai bună, o eficiență mult mai bună a cămășii tale. Dacă n-au citit Mises? Dacă n-au citit, da, asta, dacă n-au citit și dacă, tot voi, ce știu ei, da, dacă voi vreți să vedeți răspunsul la chestia asta, vă uitați la episoadele trecute din Hazlitt, unde am discutat episodul greu despre prețuri. Acolo trebuie să vă uitați și aflați de ce ceea ce spune socialistul ăsta citat de Gabi e, mi se pare că cuvântul folosit atunci era tâmpenie, nu? De ce nu s-ar pricepe statele sau oamenii politici? Dacă e corectă imaginea asta libertariană că statul e o organizație mafiotă, știi? Nu știm că mafioții se pricep la haine. Deci de ce nu? Iar pe partea de raritatea bunului, Pope aici extinde. Dom'le, ce înseamnă să, ca un lucru să fie rar? El aici, în capitolul ăsta, se referă doar la lucruri fizice. Faptul că eu am utilizat, el ia exemplu banane, să o luăm cu cămașă. Am utilizat această cămașă, îmi scad numărul de cămăși pe care le pot utiliza în viitor, dar de asemenea scad numărul de cămăși pe care alții le pot utiliza acum sau în viitor. Și cum am putea să trecem din domeniul ăsta al activității al realului în domeniul ideilor sau al proprietății intelectuale? Dacă am avea o idee, să zicem, un software. Da? Odată nu este rar, da? În sensul că poți să realizezi orice copii la cost minim. Utilizarea de Alex acestui software, acestei copii a software, îmi impietează mie ca alt utilizator sau ca producător folosirea acum sau în viitor a acestei resurse? Nu. Nu. Deci ideea că de-aia nu e rară. Dacă eu folosesc teorema lui Pitagora, dar nu-ți restrânge utilizarea, deci tu să fii în alt loc, poți aplica și teorema lui Pitagora, deci nu e... Timp ce la o șubă, dacă eu o folosesc, tu nu poți folosi fix aceeași șubă. În același șubă. Timp. Așa timp, da. Deci, nu putem vorbi deloc despre proprietatea intelectuală, conform definiției lui Hoppe. Da, că nu e rară, da. Bine, teoretic ar trebui să apară. Acum, na, e o mică confuzie aici. Știi, da, stai. Ideile sunt rare. Oamenii care sunt capabili să genereze idei noi, ăștia sunt și mai rari. Așa. Dar asta nu înseamnă că ideile odată generate mai sunt, adică nu pot fi, nu pot fi folosite de toată lumea în același timp fără să... Alea nu mai sunt rare, folosirea ideilor nu mai e rară.
Auzi, deci raritatea este în oameni. A, da, da, păi asta e și ce dar spune Hoppe, știi, până la urmă. Pe argumentul lui n-ar trebui să ne certăm pe IP. Pe argumentul cu Hoppe, da. Da, noi nu ne certăm pe IP, statul s-a apucat să pună IP-ul. Or noi observăm un fapt. Iar acel fapt e că oamenii se ceartă, știi? Da. Se ceartă pe IP. Și Microsoft nu vrea ca tu să folosești. Nu, da, ideea este că nu se ceartă utilizatorii între ei. Ai Windows-ului sau ai altui software. Și producătorul acelui software sau acelei idei se ceartă cu utilizatorii. Proprietarul. Proprietarul. Bine, acum, strict din punct de vedere, Rothbardia. Strict din punct de vedere, Rothbardia. Când primești Windows-ul, te interzice să-l copiezi, să-l distribui. Da. Te asumi contractual chestia asta. Și da. Contractual ți-asumi chestia asta. Vorbim de niște utilizatori care au primit o copie. Da, da, interdicția se duce. Se duce pe fir. Nu. Nu cred. Prin Pakistan, pe undeva, printr-un sat, printr-un munți. Te superi. N-a auzit asta. Este argumentul în chințela, că nu se duce. Da, te superi pe unul care face ilegal copie. Ăla e ca la banca mai devreme, cu bani. Uh-huh. Unul face ilegal o copie. E o agresiune față de contractul cu Microsoft în cazul. Ăilalți fac o agresiune, ei n-au semnat nimic. Ca să înțelegi, în clipa în care Microsoft spune că toate Windows-urile trebuie să se conecteze la nava mamă, tu trebuie să dai click pe Accept Terms and Conditions, abia acolo se reface nada respectivă. Din punctul ăsta de vedere, ăștia de la Microsoft s-au gândit. au găsit loophole-ul în teoria asta. Și da. Da. Adică vreau să văd dacă pe definiția lui Hoppe el, din păcate, nu vorbește doar de utilizator, nu vorbește de producătorul acelei idei și acelei resurse. Să zicem. Păi nu, pentru că el privește... Cartea e o chestie de referință. Kinsella ăsta care a teoretizat cel mai mult. Sau mă rog, care e vedeta libertariană anti-IP, tot se revendică de la chestia asta. Unde frecvent? Păi uitați. Da, n-avem raritate. În regulă de proprietate. Argumentul ar fi ăsta, că dacă admitem proprietatea asupra ideilor, asta bate contract, nu trebuie să închei contracte cu 5 milioane de oameni și așa nu mai e corect argumentul lui Kinsella, știi că... Nu, e suficient să spun, n-ai voie să folosești chestia. Dar na, ideea e că, uite, asta e relevantă pentru... El zice aici că... Toată mișcarea libertariană, pentru toate discuțiile astea. Dacă folosirea mea a acestei resurse exclude, interferează sau restricționează folosirea ei de către alta persoană. Păi nu se întâmplă, nu restricționează, nu exclude, nu. Fizic. Interferează cu profitul fizic. Producătorului. Păi da, dar aici nu neapărat în definiție. Nu interferează cu folosirea. Deci Bill Gates, dacă vrea să-și folosească copia lui de Windows, nu. Da. În celălalt șubă, el nu o poate purta dacă o porți tu, știi. Dar ideea e că ai conflict, asta îi poți reproșa lui Hoppe. Avem conflict și pe... în caz de raritate. Deci în scenariul lui nu există. Conflictul e strict. El discută tot la paradis. Nici n-am intrat în paradis. Da, n-am intrat în paradis. Nici n-am intrat. Da, conflictul apare că erau lucrurile puține. Păteam pe aceeași chestie. Știi? Asta nu văd ăștia cu Schwab și cu absența. Uite, e clară poziția lui Schwab. Dacă poziția lui e una de tip fără proprietate privată. Să facem un interviu cu el. Sau e una de tip social aia patra, știi? Social-democrație tehnocratică. A patra, ei au parteneriat privat-public tot timpul. Stakeholder capital. Uite, poți să te uiți la episodul nostru cu Marius Cetărchin, care el s-a sacrificat și a citit Great Reset-ul. Și cealaltă, a patra revoluție industrială a lui Schwab, le-a citit pe amândouă și am luat atunci un interviu prin sondaj. S-ar putea să fi vorbit și despre chestia. Deci îl căutați, nu mai știu exact ce număr de episod, e 85 sau 87, ceva văzut, de genul ăsta. Dar cred că e ce zice Gabi, nu... Adică nu mi-aduc aminte de chestii gen, am renunțat la proprietatea privată, asta e mai mult un folclor, că voi fi fericit și... Dar nu știu dacă... Adică Jva mi se pare mult mai banal decât... Jva mi se pare un specialist obișnuit.
Deci ce înveți tu în SNSP sau una să-i găsești în șoap, nu e... Ce poate fi periculos intensitatea, că îți crește intensitatea intervenției și ești într-o poziție în care poate face dacă lucrul ăsta sau nu e unei ca nimeni. Dacă a penetrat cabinetele. De trebuie închise cabinetele alea. Ideile astea cu stakeholderi înainte de shareholderi și... Avioane, da. Nu zic, sunt idei obișnuite, nu sunt revoluționare. În tip ce ăla fără proprietate privată era o provocare, știi? Era o provocare. Pentru că acolo cred că și om obișnuit aia la înjură. Lasă-mă, frate, știi? Adică dacă ai compara Lenin cu Schwab, Lenin e hardcore. Schwab. Da, na, uite, poate o facem. În continuare, OP se duce spre tot așa, ca Rotar, parcă se duce cu Robinson Crusoe pe insulă. El vrea doar să reducem, să pornim de undeva cât mai unde am întâmpinat cât mai puține probleme, să zicem, în demonstrație, în argumentare. Plasează oamenii în rai, unde nu avem întristare. Există un deficit de... unde nu avem decât două rarități. Trupul nostru și timpul. În rest, orice altă resursă este întristare, infinită. Tocmai ți-am zis. Nu avem întristare atunci când utilizăm... Deci e un concept special, particular de rai, în care ai timp, ai corp, ai... Da. E un exemplu din asta de... Sau mă rog, și nu e rai, ești... e o grădină paradisiacă, să zicem. Da. Și nici nu ești creatura lui Dumnezeu în raiul ăsta. Pentru că ești propriul... Da, zice că e irrelevant. Nu, nu știu dacă e nevoie de asta. E irrelevant. Da. Pentru... Da. Nu, nici nu vorbește. Păi tocmai de asta. Ideea este că... Nu, poate fi tangent, poate de discuție separată. Da. Un creștin ar putea aduce... Dumnezeu te-a creat și dacă el spune, este ca și cum ai crea un pahar, dacă el spune că dimineața la 7 te rogi, da? Te rogi pentru că ești, nu ești, nu te deții pe tine însuți. Nu știu dacă e așa, adică devine, e discutabilă implicația pe care o are liberul arbitru în ceea ce... Eu, da. Și poziția creștină admite liberul arbitru, da, exact. Nu ești chiar așa, știi? Da. Și tot, deci și aici în rai cu aceste... această abundență de orice resursă, da? Deci, dacă ai făcut așa, îți apar 1000 de banane oricând pentru toți oamenii. Da? Piscine, planete întregi, internet la mare viteză, tot ce vrei. Și totuși, în această situație, am putea vorbi despre drepturi de proprietate. Anume, să-ți folosești propriul trup când vrei și cum vrei. Da? Apar conflicte dacă cineva dorește să îți utilizeze trupul tău pentru a, da, pentru a te... Hai să zicem așa, se sprijine. Să se sprijine, da. Să urce într-un copac, da. Dacă vreți detalii mai picante, citiți cartea. Păi nu, că și Hope vorbește. Păi de asta atinge. De asta zic. Și chiar dacă, să zicem că ai un infinit număr de ani în fața ta, tu în momentul ăla când el zice, Doamne, vino și ajută-mă, sau dacă nu vii, te pleznesc sau alte chestii, tu în momentul ăla vrea să faci altceva. Și ar trebui să-ți calci pe inimă, da? Te calci pe inimă ca să te supui dorinței altcuiva. Dar nici măcar, uite, zice și mai simplu. Problema este, problema cu timpul e și la tine. O să mănânci un măr, sau o portocală, sau o friptură, da, sau da. Și nu poți să le mănânci pe toate în așa timp, că gura e doar, are o dimensiune anume. Sau să zicem altfel, nu poți să mănânci portocale și să cânți la pian în același timp. Da? Și obțin nu cu ambele mâini. Auzi formulată altfel, chiar și în rai, no means no. O obiecție pe care am auzit-o la Vlad Topan legată de asta era, de unde știe Hope că n-ai un milion de corpuri? Poți accesa un milion de corpuri. N-ai în definiția raiului. Din geneză.
în poveste. Acolo era un Adam și un Eva. Nu erau cele 1000 de corpuri ale lui Adam și 1000 de corpuri ale lui Eva. Mai aproape de geneză te poți zice, domnule, un corp în rai poate să facă 1000 de lucruri în același timp. Nu tot la fi. Fel, nu e, nu îmi pare rău, nu, e da, precis, nu e precisat în manualul de utilizare. Capacitatea asta poate fi infinit, că zici când și la pian. Nu, să zicem că și asta, capacitatea asta documentația e lipsește. Lipsește, nu că e neprecizată, da? Poți să-ți presupui că o se poate. Avea. Bine, Hopper răspunde că și atunci ai conflict. Ne întoarcem la aia, când vrea chiar corpul ăla, vrea chiar... Da, da. Unul din alea, o milion, whatever. Și ăla nu mai face parte din ofertă de vine. Nu, plus că dacă vorbim de o infinitate de infinități, atunci toate discuțiile astea nu-și mai da, au rost. Exact, devine inutile. Da. Deci dar... toată ideea cu grădina raiului e ca să te facă să înțelegi da. Că omul e limitat în timp și spațiu. Și că indiferent de, deci toată ideea e așa, nu că toate proprietățile sunt ale tuturor și e de ajuns pentru toată lumea și raritatea asta e invenția capitaliștilor, ne trebuie nici ca să te taxeze și pentru apa de la robinet. E? Asta e ideea. Și zi, Hopper zice, nu, uite, te ducem într-un loc unde sunt resurse de toate pentru toți, și acolo și chiar să nu vorbim raritatea. De comunism. Nu, rai chiar sunt resurse, adică da, ai da, tot da. Felul, cașcaval. Da. Adică eliminăm să aibă și din belșug să aibă. Da, da. Deci eliminăm constrângerile lumii fizice, da, care este în care resursele, toate resursele sunt rare, sau aproape toate, hai zicem că apa sărată, teoretic, nu e așa de rară. Pe pământul ăsta apa sărată nu e așa de rară. Da, da? Da, în raport cu oamenii. Da, da. Restul, restul resurselor utile tind să fie rare. Bun, te ducem într-o situație în care resursele externe nu sunt rare. Tu ești rar. Deci orice sistem, că de fapt asta e toată ideea lui, orice sistem trebuie să recunoască un mod de proprietate măcar asupra corpului, indiferent de ce presupuneri tinde să aibă despre restul resurselor fizice, trebuie să ai un sistem de proprietate asupra corpului. De ce trebuie să ai un sistem de proprietate asupra corpului? Pentru că e rar. Și da, ok, repet, utilitarist, pentru că e rar ca să n-ai conflict. Aia e consecință. Eu asta spune că nu... El și face referire la sistemul naturalist. Spune, ok, care este partea naturală a proprietății? Deci unde putem să aproximăm ce înseamnă proprietatea? El pleacă de la raritate. Raritatea există în absolut toate cazurile. Prin urmare, trebuie să existe proprietate. Proprietatea în sine poate fi un criteriu după care să rezolvi conflict. Da? Conflictele apar și ele există. Se pune problema, ok, cum le rezolvăm? Și vin tâmpiții aia de socialiști și spun, nu, facem o comisie și le determinăm. Și ei zic, uite, așa rezolvăm. E asta o rezolvare justă? Vine următoarea întrebare. E asta o rezolvare justă sau există o altă rezolvare mai justă de atât? Și uite că se tot ideea asta și au autoria dreptului de proprietate. Deci comunismul e autoria dreptului de proprietate. Da. Nazismul este autoria dreptului de proprietate. Eu mă gândeam la Rai. N-ai conflict acolo. Fă legătura și cu discuția de IP. La IP aveai conflicte juridice, n-aveai fizice. Dar în Rai n-ai conflicte. Bă, ai în sensul ăla în care... Păi dacă erai. Păi nu, exact. Eu nu te super, sau ce? Nu te super că ești bun sau de ce? Păi nu știu, dacă da. Erai. Da, și dacă din premiza ai zis că e loc fără întristare, deci nu ești liber să te superi. Deci, nu, e dreptul de proprietate merg în caz de conflict. Uite, vezi, nu e adevărat, drepturile de proprietate merg în caz de raritate. Raritatea este observabilă înainte de conflict. Este observabilă la conflict. Raritatea este observabilă prin conflict. Poate să fie rar înainte să fie orice conflict. Da. Nu zici dacă nu există conflict. Nu există conflict. Ia, și vezi, ăsta e unul dintre lucrurile pentru care de ce sunt importante definiții. Există și conflict în Rai. Pentru că Lucifer înainte era pus în Rai și a avut un conflict cu Dumnezeu. A fost un caz aparte, Satan.
Noi vorbim în general, nu există conflicte. Ba chiar ai și obiecția aia, trebuie să o zicem. Cine a făcut îngerii? Cine a făcut îngerii? Dumnezeu. L-a greșit pe Satana chiar așa. Ce a greșit Dumnezeu? Nu, nu l-a, nu l-a greșit. De la piese, cât, ce randament au de... Sau era la început când... Nu. Dar e interesant de valia asta, că dacă nu ai conflict... Nu observi raritatea. Nu e relevantă raritatea. Păi, conflictul asta spun și eu, că nu observi. Da, conflictul nostru despre ce, știi? Da, despre raritatea, da. Pe corp și timpul tău, știi? Dar dacă nu există... Dar ideea e că tu ai conflict și în interiorul tău. Atunci când vorbim despre raritatea timpului, nu ai nevoie de un altul care să ți-l... O să ai conflicte interioare. O să ai ce fac cu, exact. Ce fac cu mănânc măr, portocală, când, acum, mai târziu? Ești mult mai împăcat. Da, e adevărat. Din punctul ăsta de vedere, e adevărat. Da. Dar poate fi un răspuns. Deci nu ai conflict, prin urmare nu e bun exemplu. Nu știu ce. Ce mai aveam? Contractul. După ce avem proprietate legitimă că cineva folosește ceva... Aia și... Nu, aha. Când devine legitimă. Asta e. Deci am definit ce e proprietatea. Sunt drepturile de folosire exclusivă a unei resurse rare. Asta e proprietate. Este da. Un concept. Așa. Un concept. De el definiția asta sau ISO-ul? Eu am extras-o, am extras-o din context, nu știu dacă o dă el efectiv așa. Nu cred că o dă. Nu, de, eu nu e vero e pentru vato. Lăsați un lucru ca definiție. Este nu că e corect. Care are uite, de e corect, de ce zic, să spui și e un concept. A, e un concept. Da, ok. Stau, mai târziu îi spune... uite, mai târziu. Nu, e un drept, am spus. Drept. Da, da. Este o categorie sociopsihologică. Poate mai bagă. Tot concept. Stai tot concept. Da, e legitimă. Legitimă. Era da, el vrea să spună că... Poate. Cum devine legitimă? Prin apropiere originară, prin transfer voluntar către altă persoană. Și am determinat noi că ea trebuie să fie. Acest concept, această normă care o introducem de proprietate, trebuie să se aplice la fel tuturor. Da. Am determinat universal. În pasul precedent că yes. Tot ce scoatem noi de aici în jurul proprietății trebuie să se aplice la fel tuturor. Parcă mai era una, dar nu mai știu. Restituție, dar aia am venit noi, nu zice el. Ce nume? Zice. Cum devine legitimă o proprietate? Apropierea originară, transfer voluntar către altă persoană și producere, pur și simplu, din sau... Păi cred că e original, are intra la producție. Da. E apropiere, da. Producție a resurselor. Da, da, apropiezi resursele și produci obiectul, mă rog. Da, dar una e când zici producție și schimb, iar homesteading-ul nici nu folosește. Homesteading-ul folosește, parcă. Homesteading apropiere inițial. Apropiere inițial, zic. Deci ideea este așa. Producție și schimb, iar homesteading e producție inițială. Hai că vorbim, știu că v-ați dus un pic mai departe, dar vă trag înapoi. Deci ce, cum determină, cum definește el proprietatea? Dacă ai cartea deschisă, normal. Spune, da. Trișez. Ce, cum definește el proprietatea? Zice că corpul este prototipul unui bun rar. Da. Eu de asta am extras-o, că am dus-o un pic mai departe. Corpul este prototipul unui bun rar și atunci, dacă ne uităm la un corp, ce ne poate spune corpul despre proprietate și derivatele conceptuale ale acesteia? Și zice așa că există tot felul de norme care pot să reglementeze folosirea exclusivă, da? Proprietatea este despre folosirea exclusivă, e o normă despre folosirea exclusivă a acestui corp. Și spune că putem să avem mai multe variante. Lunea determin eu ce facem cu corpurile noastre, marțea determină altcineva și așa mai departe. Dar asta nu se aplică la regula ailaltă. Toată lumea în același timp. Nu e generalizabilă, nu e universalizabilă. Da? Și atunci, spune el, care este poziția naturală? Păi poziția naturală este că fiecare face cu corpul lui ce vrea atâta vreme cât nu impune asupra altor corpuri ce-ți fac cu ele. Eu ai această propoziție generalizabilă? Da. Este consecventă? Da. Vine de la sine? Adică ai nevoie de intervenții în plus normative asupra ei? Nu. Asta oricum e acceptată de oameni. Corpul meu.
Ca să nu mai zice, da, dar el spune, nici nu ne batem capul dacă e moral în clipa asta, dacă se poate apăra din punct de vedere moral, ce, asta e ce, asta e ce reiese din asta. Și eu am dus-o un punct mai departe și am zis, în loc de corpuri, am spus, pun urare. El folosește corpul ca fiind bun. Deci, proprietate este dreptul de folosire exclusivă a bunurilor rare. Voluntar nu era universală? Să ne folosim corpul reciproc. Era universală, nu? Ce? Dacă aveam voluntar, eu îți folosesc corpul, tu folosești corpul. Asta să fie regulă. Da, dar nu e natural. Presupune intervenție voluntar. În plus, presupune acordul nostru în plus. Vale, zice că înainte să ori ai poziția, complicații poziția de acord, pe care o spune el este în felul următor, că dacă tu faci acest acord peste, oricum el se subsumează, că noi avem acordul. De atâta vreme cât noi avem un acord să ne folosim corpurile, suveranul asupra corpului tot tu ești. Că dacă dai acordul, tot de la tine vine. Uh-huh. Același lucru, îți folosește proprietatea, ai tot dreptul exclusiv, numai că ți-l transfer în cooperare. Dar ți-l transfer eu. Da. Deci e poziție subsumată. Deci aia inițială e teoria, că ești da. Rezultă da. Din ce a spus. Da, deci nu e ceva... Mă rog. Un contraexemplu. E un caz particular de, nu știu... De ăsta. Da. Adică și pusul la comun, că uite, asta e... Important de subliniat. Uh-huh. Oameni, domnule, de ce vă luați de comun? Eu prin comunism înțeleg niște comunități descentralizate, niște apsate cu o apă care curge pe acolo. Certarii nu e nicio problemă cu asta, știi? Dacă vorbim de niște schimburi voluntare și oamenii pun la comun diverse, asta nu așa devine comunism. Comunismul devine prin expropiere. Are o fabrică și vine și ea statul. Asta e comunism. Colectivizarea forțată, agresivă a mijloacelor de producție. Nu colectivizarea mijloacelor de producție. Așa n-au oamenii. Nu au comun. Inclusiv o firmă e o chestie de pus. Oamenii pun chestii la comun. Dar oamenii, na, mai vezi tineri de așa. Bine, și mai zice... Comuniști, știi? E asta în vedere, modelul ăla... Mai zice Hope aici, în caz că există cineva care are obiecții, e că conceptul de proprietate asupra corpurilor este atât de natural, încât cu greu te poți referi la corp fără să folosești pronume de posesie. Yes. Sau la obiectele unui copil. Mâna mea, nasul, alte chestii. Adevărul e că ar suna foarte ciudat să nu folosești astea. Ar fi ceva... Ce e greșit cu tine? Mă rog, mai ce avem proprietate și atunci se pune problema. Legitim sau ilegitim? Da, ce înseamnă legitim? Ce ar fi corect în dobândirea unei proprietăți? Ai resurse în jur, omul ăla dezbrăcat dinainte, ai resurse în jur și folosește ceva. Dintr-o dată, resursele alea trebuie să fie rare. Atenție, nu, trebuie să fie rare, că altfel nu se mai pune problema. Poate să devină. Poate să devină rare în clipa în care pune el mâna pe ele. Okay. Nu, deci ce-am zis? Deci el și-a o frunză. Ok, corect. Și-a o frunză și asta e frunza mea. Vreau eu să o folosesc, îmi trebuie mie. Treaba mea. Frunza mea. Aiurea. Cineva zice, vai, dar cum ai luat din frunza poporului, din frunzele poporului? Unul, că nu făceați nimic cu ele, nu le-ați făcut voi, ce am zis mai devreme. Deci, mă rog, ideea e că a folosit. De ce ar fi fost ale poporului? Asta da, exact, e ideea. Deci care este teorema de proprietate? Ca să spui că sunt frunzele poporului, tu invoci niște drepturi de proprietate. Că asta spune și Costel când zice că și comuniștii au o teorie de proprietate. Da, da? Da au, dar se contrazice. Adică, care e? E ea universalizabilă? Cum îi spune? Ceea ce spune Hoppe e că nu. Mă rog, ideea, sau aia care e universalizată, nu mai e comunist. Ideea că ce dă legitimitate inițială unei proprietăți? Păi folosirea unei resurse. Am apucat să folosesc pentru prima oară o resursă și asta face ca resursa aia să fie... El aici împarte lucrurile în două. Zice, sunt lucruri care sunt în proprietate și sunt lucruri care sunt în proprietatea cuiva. Uh-huh. Evident, se referă doar la proprietate privată, dar nu apare cuvântul ăsta ca să nu-i sperie pe studenții de anul întâi, da? Deci, sunt lucruri care sunt în proprietate și sunt lucruri care nu sunt în proprietate. E ok această împărțire asupra lucrurilor? E corpurile fac parte din prima categorie. Ele sunt în proprietate. Nu-ți vezi un corp că umblă de capul lui, că umblă
fără să aibă proprietate pe undeva. Nu o să-l vezi. Aia cu resursele naturale e greu de... Omul are impresia că socialismul îi dă o pleașcă, știi? Da. Îi dă ceva pe gratis. Și hai să o luăm așa, universalizabil. Hai să o luăm universalizabil. Ieși afară, în fața blocului, sau a casei, da? Ridici o piatră de jos. Piatra aia era proprietatea cuiva? Era proprietatea statului? Era proprietatea altcuiva sau era fără să fie în proprietatea cuiva? Pui mâna pe un vreasc, un băț de undeva. Ăla e în proprietatea cuiva sau nu e? Și-am găsit al meu să fie. Al Luciucu sau cum e? Da, exact. Nu, asta e. Nu e. Pune mâna și generalizează de acolo. După odată ce îți dai răspunsul la întrebarea asta, pune mâna și generalizează de acolo. Da, asta e un efort mereu. Generalizările astea și verificarea coerenței mai departe. Nu, de povestești tu, multora li se rupe cât un filmuleț așa. Deci zici, suntem de acord cu chestiile astea? Da. Mai jos e așa, mai jos e așa și la un moment dat, depinde de om, ceva se rupe. Zice, nu, stai aici, e diferit. Un pisic e diferit. Asimilat cultural și e greu, da. Deci până își aliniază emoția cu rațiunea, știi? Yeah. Durează, unii pot să nu asimileze. E un om conformist, domnule, nu pot să fiu în această viață anarcho-capitalist. O să fiu, cunosc de fine majoritatea de vinșoară. Da. În Dodi, unde dăm coșmaruri vizionatorilor, vizionarilor noștri. Mai vreau să zic o chestie mică, psihologică. Deci, nu te oprește nimeni, odată ce ești liber, nu te oprește nimeni să iei hotărâri. Deci nu te aruncă nimeni într-o lume rece, fără cooperare, fără prieteni, tovarăși, camarazi și întrajutorare. Deci lucrurile astea sunt alegeri pe care le fac oamenii și pe care cu cât sunt mai liberi, cu atât mai bine pot să facă alegerile astea și să conlucreze și să fie mai... O caricatură. Deci tu... Exact. Libertarienii atacă socialismul, tocmai socialismul e o frână a acestor timpuri. O frână, e o chestie agresivă. Apare cineva, vrei să te duci la un film, apare cineva acolo care nu te lasă. Ăla e socialismul. Dom'le, ce-o fi socialism? N-ai QR codes, de exemplu. Da. Sau banii digitali de bancă centrală au expirat. Nu, da, sau nu-ți permiți, ți-a expirat creditele alocat pentru filme în această lună. Da, asta e diferența de socialism. De socialism e asociat de, și nu doar de libertarie, de dreapta în general, cu agresiunea. Uh-huh. Este agresivă, știi? Nu e asociat cu ajutorarea de oameni amărâți, să zicem, știi? Sunt convins că mulți oameni așa asociază, domnule, ca ajutor. Poate în România mai puțin, că zici. Prin caricatură, opoziția, deci zici socialism, deci ceva social. Egoist, ești egoist. Da, ești egoist și nu, culmea, vrei să nu. Asta mi se pare ciudat, cum sare lumea tot așa, printr-o alunecare logică, mă mir cum nu-și rup picioarele pe ghețușurile astea logice. Nu, ideea e că dacă nu l-a ajuns prin stat, da, înseamnă că nu vrei deloc chestia. Asta e. Și ceva, Alex, sunt rupte deja. Că dacă n-ar fi, ar putea să meargă singur. Aș de aia șchiopătează, da, ok. Sunt două consecințe în comportamentul oamenilor al ordinii sociale socialismului. Unu, atunci când trupul tău nu mai este utilizat cum preferi tu, nu mai îl valorizezi la justa lui valoare și nu mai investești în el, nu te mai gândești la viitor. Domne, mie îmi place să zic, joc fotbal, mă antrenez, nu știu ce, pentru că altcineva decide cu trupul tău ce să faci. Când tu te duci pe noți, n-ai niciun chef. Sau ieși la muncă patriotică. Da, da. Îți ia banii. Ok, te faci fotbalist, dar e altul care, sau alții, o majoritate democratică eventual, care... Mm-hmm. Exemplul Gabi e foarte percutant, exact că îți arată dacă ți-ar folosi direct corpul. Nu, tu trebuie să te faci tată avocat, sândele, trebuie să te faci tâmplar și o să te trimitem noi la Cugir să lucrezi. Da, fizic, îți spune ce să faci.
După aia ai variantele astea soft, în care nu spune ce să faci, îți spune cât din... Da. Faci ce vrei, dar da, e venitul tău. Armata obligatorie este obligatorie. Yes. Este o obligație. Noi când vorbeam de aia cu drumurile, la drumuri, într-adevăr, nu ești obligat să mergi pe ele, ți interzice. Interzice să faci tu drumuri. Da, da, ți intră tot în familie. Da. Oh. Și al doilea comportament este a celor care utilizează grupurile altora, pentru că e legat de grădina din rai aici. Nu există resurse rare, doar trupurile și timpul. Și atunci mulți își doresc, devin dependenți. Dom'le, preferințele mele, să văd pe Alex jucând fotbal, sunt ușor realizate prin utilizarea trupului altora. Și atunci, decât să-mi utilizez eu trupul meu pentru a realiza diverse obiective, încep, hai să am mai mulți Alex și mai mult, nu știu. Asta nu era rai, nu? Era iad, cred. Ai astfel de preferințe. Era un socialism aplicat raiului. Bun, și hai să revenim. Da, avem proprietate, avem lucruri care sunt în proprietate și lucruri care nu sunt în proprietatea nimănui. Cum facem să trecem un lucru din proprietatea nimănui în proprietate cuiva? Corect. Justificabil. Just. Păi vedem că de consimțământ ăsta e libertarianism. Prin apropiere originară. Nu, dar nu ai consimțământ acolo. Da. Da, ce... Și pur și simplu aici nu neapărat trebuie să creezi ceva din resursele, ci doar o să pui o anumită graniță. Border, el folosește in-bordering, da, da, să-l îngrădești. Să-l îngrădești, să zici, domne, ok, terenul ăsta... Asta face și socialul, nu te îngrădești când te apropiază. Deci, delimitezi terenul ăsta față de terenul care nu e proprietatea nimănui, îl îngrădești pentru a... Ideea e că îl transform. Da. Diferențiezi față de celelalte. Era deci, înainte, da. Ete, ăsta al meu. De ce? Am spus că e al meu. Uite aici, Alexandru aducea obiecția asta. Păi dacă e o chestie naturală și așa trebuie să rămână natural. Gândeam că poți să-i trebuie? Nu, că vrei. Nu, mă gândeam că poți să-i răspunzi că faci ceva pe lângă, știi? Apropierea... Deci nu modifici pădurea aia, nu știu de cum o fi, și faci ceva pe lângă, știi? E de-ai costri, știi, da? Nu, obiecția și dilema, de fapt, nu era obiecția. Era, dilema era, dacă cineva zice, eu vreau să păstrez jungla asta natural, practic, ce transform tu la ea, dar tu te, pui, de fapt te îngrijești de ea să o păstrezi așa. E faptul că tu zici, jungla asta e a mea pentru că eu vreau ceva despre dar, ea. Ar putea să, da, exact, dar ar putea să pară că e o, păi n-ai transformat, că e o... Da, da, bine, din punctul ăsta de vedere este o politică mult mai permisivă decât aia lui Locke. Că trebuie să îți mixezi munca, corpul, să-ți mixezi propria proprietate. Nu, dacă zici... Păi nu distrugi aici, cupa acolo. Aici e al meu. Transform. O transform. Da, o transform. Nu, transform. Dar nu o transform fizic, o transform doar la nivel ideologic. Și dacă o transformi faci în lumea drepturilor oamenilor. Deci noi trăim asta într-o lume de oameni care, de când nu mai suntem animale și avem limbaj, valori, cuvinte, drepturi pe care trebuie să ne le susținem reciproc, atunci ai putea să zici că doar o simplă îngrădire transformă în lumea oamenilor, nu transformă fizic. Da, atunci nici măcar n-ai nevoie, știi? Zici aici al meu. Ar ajunge simpla îngrădire? Că noi vorbeam cu Friedman și dacă te bagi asta printre... Asta spun, conceptul pe care îl dă el aici de apropiere e mai... generos. E un pic mai generos, da. Tocmai ca să nu intre presupun în toate celelalte. Deci, zici, ai un lucru care nu e în proprietatea nimănui, te apuci și îl folosești, folosindu-l îl transformi, nefiind în proprietatea nimănui, acum e a ta. Asta deci ar fi, nu trebuie să-l transformi. Asta ar fi, păi, folosindu-l îl transformi, automat. Dacă eu beau un pahar cu apă, am folosit-o. E transformare locheană. Se întâmplă mai târziu, dar crede-mă că s-a transformat. Dacă mă plimb prin jungla respectivă și admir frumusețea ei, am folosit-o. Nu, aici chiar nu ne-a zis ce te-ai folosit. La lună. Bine, o chestie incomodă ar fi să observi că contează, pentru proprietate contează ce poți să aperi. Dacă tu... Da, dacă vrei să te gândești la...
Dacă tu zici, mă, asta e jungla mea, nu intrați în ea. Și unul zică, ha, ce să spun. Și vor să intre și tu zici, mă, Van. Raus, uera. Și atunci ai un conflict, trebuie să arbitrezi, dar de ce variante, discuții de tipul ăsta de judecători? Ăla e momentul în care ți apare un conflict și cineva trebuie să mai pună niște reguli în plus, da, la niște, felul în care se obține proprietatea, da, legitimă. Da, e ok, nu ajungem până acolo. Dar poate apare conflictul tocmai pentru că n-ai... Ideea e că noi nu ne preocupăm acum aceste detalii. Practic asta este foarte marginală. Regulile generale. De... Regula generală e că rezolv convențional. Știi? Agenții care dau niște reguli, unii zic în grădire, ok. Asta merge. Grădirea. Da. Alții zic, nu ajunge în grădirea, trebuie să mai faci ceva pe acolo. Transformări, asta nu știu ce. Da. No, plus că ai și o observație, am mai zis. Deci, păi cum cineva vine și zice multe hectare că sunt ale lui și dintr-o dată el e proprietar extraordinar. Ideea e că dacă nu le lucrează, în scurtă vreme le abandonează, le vinde, le ceva. Păi și cum se îmbogățește el așa? De ce e importantă discuția asta? Păi nu știu, hai să luăm o chestie contemporană. Dacă drumurile au proprietate legitimă a statului, restricțiile erau valide, erau legitime. De ce? Pe proprietatea lui, așa cum la mine în casă nu se... Restricțiile din pandemie, de-aia e important. Argumentul nostru a fost... Domnule, n-are proprietate legitimă. E un hoț, le-a luat de la oameni, cea mai taxat, cea mai... Resurse, el, a făcut, da. El, da. Statul nu are proprietate legitimă asupra drumurilor primare, nici regulile nu sunt valide. Pot să merg și fără mască și nu știu ce. Asta a fost argumentul nostru. De ce e important asta, argumentul ăsta cu homestanding? Uh-huh. Pentru că te ajută în demonstrație. Domnule, de ce are statul? De ce le are? A zis el pur și simplu. A venit un domnitor pe o insulă și a zis... Aceasta e apa Moldovei, așa să-i rămână numai. Și aici, teoria libertariană spune, nu, să pună mâna, să grebleze, să nu șeși așa, ce o resursă naturală devine proprietate. Nu vine oricine și luna e mea, gata. Și aici vine al doilea lucru care e important, cel de-al doilea metodă de a face o proprietate, este printr-un transfer contractual. Da? Că pot să-mi zic că lumea, păi a venit statul și a muncit, a luat muncitor și a făcut drumurile. Păi da, dar pământul al cui era? Oamenii aia care au muncit la el erau angajați? L-a furat, sau? Deci l-a furat plus taxele prin care a trezit. În interior, știi? Asta se poate, Dumnezeu. Cred că și în cazul României găsești istorie, știi, care să-ți facă... Asta. Sau chiar câteodată s-au înstăpânit pe niște drumuri care erau deja acolo. Chiar, hai să luăm scenariul cel mai nefavorabil. I-a donat cineva Soros și i-a donat drumurile statului român. Da, e că proprietatea ar fi legitimă. Dar lasă-mă să construiesc. Nu te las, asta e ticălosul, știi. Nu te las. Bun, și avem transferul contractual. La contract ai o întâlnire între voința două părți, se transferă cu preț sau ca un cadou? Contează ce contează aici? Mă simt somnul. Părțile vor, se transferă drepturile, titlurile de proprietate către altcineva, ăla e bun proprietar. Și aici poate să fie, scuze. Da, și chiar dacă după aceea nu mai ești mulțumit de transfer, dacă la început ai fost, aia se... L-ai dat. Aici spune, asta au fost formula, ideea divergență că... între utilitate ex-ante și utilitate ex-post. Da, e rupere asta, da. Ideea, ca să fie mai simplă decât ce a dat Costel acum, e în felul următor. Faptul că l-ai dat de bunăvoie și nesilit de nimeni, înseamnă că ai vrut să-l dai. Asta e explicația. Deci ăla... Datul în sine reprezintă un proxy pentru consimțământ. Nu discutăm acum despre fraudă, despre alte chestii. Vorbim doar strict mecanicist. Cum arată un contract? Uite așa. Ce presupune un contract? Presupune acordul părților. De ce? Altfel nu s-o dădea. Frauda în sine e un consimțământ viciat. E un acord făcut pe alți termeni, furt implicit. Am discutat la Rothbard, la etica libertății de fraudă.
Vreau să... Ai ceva pe contract? Ai spune că în clipa asta se naște și opusul. Ai A, ai și nona. Ce? Dacă ai nona un transfer de proprietate cu consimțământ, există un transfer de proprietate sau o folosire agresiunea. A unei proprietăți fără consimțământ. Și ai agresiunea. Ești pentru contract? Ar fi un termen specific? Contract coercitiv? Schimb voluntar. Nu, zic ceva antonim. Opusul contractului ar fi agresiunea. Asta ar fi prea general, mă gândeam dacă avem ce. Bine, ai putea să zici consimțământ versus agresiune, care este folosirea proprietății fără consimțământ. Nu? Dacă chiar vrei și consimțământul mope, formalizat, e contract. Da, formalizarea, da, consimțământul. Nu, dacă nu mai avem, vreau să ne întoarcem iar la lui Gabi cu... Că ne apropiem de final, cam asta e... Efectele alea bolnave ale socialismului și ale... Scad investițiile și care erau? Crește consumul? Crește consumul. Deci dacă eu știu că în acest cor nu prea îl folosesc, încep să nu mai gândesc pe termen lung, n-am o problemă să bag și niște droguri în el. Dacă nu îl folosesc, nu, ideea este așa că dacă nu sunt liber să folosesc, folosesc corpul așa cum vreau eu, înseamnă că returul a acțiunilor, deci eu aș putea să-mi investesc corpul ca să-mi satisfac niște nevoi. Nu mai pot să adun capital. Nu mai pot să adun satisfacerea acelor nevoi. Prin urmare, atunci când ți se impun lucruri, ce să vezi? Taxarea descurajează producția. Hazlitt. Da, e un argument de stimulante. Scad investițiile. Crește consumul. Astea două, nu? Și tu te referi și la agresor. Că îi place agresiunea asta. Da, exact. Da, da, e tare. Adică el nu o să mai investească nici el în propriile resurse grupului sau în ce mai are el. În chestii agresive. Deci... E un calcul economic. Da. Și, numai el, celelalte persoane, să zicem, să treacă de la... Am cinstit, ca să-mi ating scopurile. Îl văd pe ăsta că atinge scopurile prin folosirea altor persoane. E ușor ce... Un ajutor, hai să fac și eu. Un ajutor social versus mersul cu ziua. Dacă ajutorul social e 20 de milioane și mersul cu ziua e tot acolo, păi care e mai... Da. Stai acasă. Ce sens să mai... Și ăsta, ajutorul social e de fapt folosirea agresiunii statului pentru a-ți asigura traiul, nu să... Critica asta, să spun, uite că tot ne-am despărțit de Hazlitt. Ce înseamnă keynesianism? Lumea investește prea puțin. E speriată. Apropo de raportul consum-investiții, poți avea și investiții proaste. Încă, da, multe, faraonice și piramide, și să-ți reprime consumul agresor. Se pare că Hoppe n-are vedere decât scenariul în care scad investițiile și crește consum. Nu, poate fi invers, ca în comunism. Ăla se face casa poporului. Păi da, păi nu. Nici o masă fără pește, știi? El spune că asta sunt două lucruri care se derivă din socialism. Unul dintre ele este că se face casa poporului și altul e că îți cad, deci ție ca persoană îți cad investițiile în proprietatea ta ca persoană privată care ar avea o apreciere pentru dreptele de proprietate. Dar nu și ale agresorului. Agresorul poate să le crească. Agresorul, da, și pentru faptul că există, că el, pentru el este mai util să te forțeze pe tine și primește și mai multă satisfacție dacă te forțează pe tine decât dacă faceți consensual și anumiți oameni sunt psihopați de la natură. Dacă ai, spune el, facem o presupunere empirică că există instituții care favorizează acest gen de agresiune instituționalizată, să forțezi oamenii să facă ce vrei tu cu corpurile lor. Da? Dacă ar exista aceste instituții, faptul că distribuția psihopatiei e inegală între oameni, cu siguranță astea o să-i atragă pe toți și o să maximizeze tendința lor datorită disparității de putere. Asta e o observație tare, nu mai știu unde, pe la Hazlitt, cred că. Nu mai știm, am citit foarte multe. De obicei, cum e, adagiul este că puterea corupe. Dar poți să ai și invers, în care genul ăsta de funcții atrag bolnavi. Bolnavi, exact. Da, da. N-o să vezi
un om bun că se duce să aplice la naziștii să, să-și facă acolo. Yeah. Mă gândeam la ce zicea Valia asta cu, nu, cred că el nu surprinde nuanța asta. Deci ca agresorul să gândește la investiții. Cred că e corect, nu le numește investițiile, numește superconsum, dar pe costurile preferințele lui, pur și simplu. Da, dar nu se referă la mixul. Obiecția mea targetată era că, uite, poate sunt keynesieni agresorii și nu vor, nu scad investiții, cresc investiții. Asta era obiecția mea la el, știi? Ori el nu mi se pare că spune, nu, agresorul decide mixul optim de investiții și consum. Nu, el zice, va scădea consumul, pardon, va crește consumul și va scădea investiții. Accept asta pentru el, știi? Că el nu mai investește în el. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că investesc alții în el, știi? Aia care făceau piramide, poate investesc. Îl pun să... Nu investesc cum ar investi el. Investesc mai rău. Și nu investesc mai mult. Și nu investesc mai mult decât ar investi el. Da, îl muncește doarme 3 ore, știi? Deci el lucrează pe la piramidele... Păi asta se pare investiție sau consum? Investiție. Pentru tine, faptul că eu îți consum timpul... Pentru agresor. Pentru agresor nu e investiție. Iarăși, piramidele nu sunt investiții. Tot bunul de consum pentru agresor. Ce generează? Ce ca bunuri de satisfacție, capital? Satisfacție. Da, dar satisfacția e consum. Deci bunuri de consum. Satisfacția e consum, nu e capital productiv. Nu, adică poți să faci și o uzină. La orice bun de consum. Este piramidă din asta, stea o de megalomanie din asta. Asta era o metaforă, dar ideea e că poți avea investiții. Deci în comunism, da, deci da, avem da, exemplu da. Istoric. Nu trebuie da. Să... Da, da, da. Asta cu piramide sună bine că n-arată. Cu pizenia. Nu, poți avea chestia asta. Agresorul să îi tragă tare pe investiții. Să crească cererea agregată, știi? Păi și mâncare, mâncați, găsiți voi, știi? Pe cum noi avem cererea agregată păi și nu? Te gândești la mâncare? Teoretic consumă, intră, știi? Ca să zicem așa. Da. Dar insistă pe partea de investiții, da, știi? Da, da, da. Ideea este că cu bani, pentru de agresor, de el cede de preferințele agresorului. Cred Corea de Nord ar fi pe modelul ăsta. Yeah. Da, din ce mă gândesc eu despre ei, cred. Nu, dar și ce Corea de Nord, dacă acest keynesianism de nenorocit e peste tot, adică inclusiv și la noi, ai tipul ăsta de gândire, știi? Autostrăzi. Ideea e că nu suntem așa de rupți în cur, știi, să murim, știi? Dar ai chestia asta cu creșterea cheltuielilor ca să crească investițiile. Auzi, mă gândesc, da. toate discuțiile pe lume sunt despre interacțiunile între oameni, de fapt. Ce face fiecare om în mintea lui e treaba lui. Și nici nu o să știm cu adevărat niciodată. Toate problemele sunt legate de interacțiuni. De-aia ai nivelul politic, nivelul economic, nivelul etic. Ce se întâmplă când interacționează oamenii? Și ai putea, din punctul ăsta de vedere, să te întrebi dacă oamenii o să adopte voluntar valorile astea de corectitudine. Că noi judecăm ce e corect, încercăm să găsim ce ar fi corect. Și de la corect știi măcar încotro să te îndrepți. Și de ce? Păi îți folosește și la nivel, e la nivel economic. Și la... E relevant. În ce sens e? Dacă oamenii o să adopte voluntar sau nu, e irrelevant. Astea sunt corect, nu, astea sunt corecte, asta e corectitudinea, așa se generează. E irrelevant. Te-am explicat nu, cum se generează corectitudinea. Asta era o problemă. Acum, dacă personală. Lumea o acceptă sau nu, e irrelevantă ea însă, știi? E irrelevant dacă X crede în forța gravitației sau nu, dacă ea există dacă interesul pentru existența lui Alexandru era unul istoric, nu era unul... de validitate normală. Da, nu mă întrebam, da. Nu că mulți, eu de ce spun asta? Că mulți fac confuzia asta și le echivalează. Zic, oamenii n-o să creadă niciodată chestia. E irrelevant. Da. Corect tot așa. Thank you, yes. Eu dau exemplu ăsta și cu confuzia aia dintre că nu va, între, tot așa, între descriptiv și normativ. Faptul că nu va dispărea statul niciodată nu implică că nu trebuie să dispară statul. Deci eu ziceam și dacă mergi în timp sau dacă... Și nu dispare niciodată. Da, și nu dispare niciodată și mă întreb care e poziția ta, că trebuie să dispară statul. Yes. E irrelevant sau că zice Dumnezeu, știi? Da, revelație. Bine. Deci planul normativ nu are nicio treabă cu... Curt vreau să zic o chestie care e doar mică personală. Deci
poți să-ți iei setul de valori de unde vrei. Poți să vină de la revelație divină, poate să-ți vină din educație tradițională, nu știu ce. Poți să-l derivi din să-ți cărți. Să-ți vină din educație postmodernă. Poți să-ți vină din educație postmodernă. Dacă nu sunt libertariene, aia dura degeaba. Afuera! Nu, dar altceva vreau să zic. Ideal pentru mine ar fi să poți să cauți să și verifici valorile astea. Pentru că altfel poate să-ți trimită cineva un update, vine revelația 2.0, care zice roșcații, într-o dată sunt persoane non-grata. Sau să schimbă știința peste noapte, sau cum se... am mai văzut. Acum 2 ani, da. Vreau să zic că poți să-ți iei valorile de oriunde, dar ideal ar fi să le și verificăm cumva. Să le iei pare bun. Uite, apropo de să schimbat... Să care spune, să le verifici. Vorbești ca un nomenclaturist, știi? Deci îți dau libertatea asta. Cum era aia? 1 și 3 ocupat, alegeți, știi, plantonul în armată, știi? Uite, apropo de chestia asta, că vorbeam acum un an, cred, de fapt, când se duseseră măștile peste tot în lume, se duseseră măștile. În Japonia, nu. Peste tot, da, în Japonia nu. În Japonia erau încă măști pe stradă, măști nu știu ce. Eu spuneam, zic, băi, oamenii aia săraci de ei, mă, au dreptate. Au dreptate, pentru că nu s-a schimbat nimic. S-a schimbat știința, mă rog, ne-am plictisit noi. S-a schimbat felul în care am fost noi dispuși să fim de acord. Dar, teoretic, din punctul de vedere al științei, nu s-a schimbase nimic. Nici pandemia început, exista, nici că la fel ca aia, adică... La fel ca momentul când i-au pus să îi îmbodnițeze cu măști, tot așa era și atunci, nu s-a petrecuse nimic, nicio schimbare miraculoasă. Și la fel era. Deci ei erau din punctul ăsta de vedere că și vine erau guvernul, vine guvernul japonez și încearcă să le spună, zice, oameni buni, e cald afară, nu mai purtați masca afară că faceți atac de căldură. Ca de productivitate. Dar măcar... Tot încercau să-i comunică. Și ăștia nu și purtau ca demenții în continuare. Da. Păi liniște, am văzut astăzi doi oameni. Știu și eu am mai văzut. Dar sunt, măcar sunt încă rare în România. Deci cum spunea Alexandru, sau cine a văzut clipul ăla cu tabla cu Milei, poți da alte valori, însă apoi încep să le ceri. Igualdad. Afuera. Solidaritate. Afuera. E, și ca să încheiem discuția, zice să amintim și cum definește el capitalismul și socialismul, că astea sunt ultimele două lucruri despre care n-am vorbit zis. Încă. Da, nu, da. N-am zis. Ba da, am zis definiția de agresiune instituțională. Aia e definiția. Socialismul este agresiune instituționalizată la adresa... El definește capitalismul. Da, ai dreptate. El capitalismul definește nu, socialism. Capitalismul ca fiind... un sistem bazat pe ideea că cererile, că drepturile de proprietate să fie norma, să fie derivate din teoria asta mai mult sau mai puțin a drepturilor naturale, da, să fie bazate pe, deci proprietatea legitimă este ori bazat pe apropiere originară, ori pe proprietate legitimă precedentă și transfer deliberat al drepturilor de proprietate prin contract. Deci, ai apropiere și contract. Proprietate bazat pe apropiere și contract. Da? Și, spune așa, dacă acest sistem, asta e capitalism, asta este ceea ce numim noi capitalism în continuare în această carte. Uh-huh. Dacă acest sistem suferă orice fel de ingerință, interferență, interferență, deranj, contaminare politică care să schimbe vreunul dintre aceste principii și să reasigneze oricât de puțin, oricât de parțial, oricât de constrâns aceste drepturi de proprietate sau legitimitatea drepturilor de proprietate, acest sistem se va numi socialism. Pune Hoppe în paranteză și parțial. Ca să fie clar că... Important parțial, pentru că uite, Obama așa se apără leftiști. Păi da ce, frate, eu sunt comunist?
Te-am expropriat? Nu te-am expropriat. Ce vreau eu, colectivizarea mijloacelor? Nu? Sau așa ceva. Doar o parte din venituri. O treime, zice Krugman. Mi-a plăcut cum răspunde Woods. Aveau ei podcastul la contra Krugman, Murphy și Woods. Nu știu, mi se pare foarte important de precizat asta. De ce doar o treime? De ce doar o treime? Dacă... Și asta merge și când discuți și cu adepții statului minimal. Dacă statul e atât de bun, o chestie atât de delicată cum e apărarea externă sau împărțirea dreptății, păi poate e bun și pe lucruri private pe care nici social-democrații actuali, știi, nu le portopăcale. Da? O treime pentru tine, o treime pentru copii și o treime pentru stat. Da, deci asta e ideea. De ce nu extindem? Mă gândeam, spunea cineva, un prieten, domnule, ne certăm ca proștii toată ziua. Hai să ajungem la statul la minimal, să gândim de acord asupra unor. Da, și mă gândeam, păi poate nu e nevoie să ajungem. Deci dacă statul e atât de bun pe chestiile astea sensibile, minimale, poate nu trebuie, da. Poate statul e bun și la ce de cusut. Am zis, poate e bun nu doar pe sănătate și pe educație, ci și pe alte... Restul. Zone unde și socialdemocrația actuală spune că trebuie făcute de piață, deci acceptă. Bine, o explicație deci poate este... poate nu e cazul să mai mergem spre statul minimal. Dacă el e bun pe chestiile astea sensibile. Da, dacă nu deci lași... ori e prost și nu trebuie aplicat nicăieri, ori e bun și trebuie să te gândim, poate am pus un diagnostic greșit. Poate au fost alți factori, știi, care... Bine, statul poate istorice. Permite piață cât de cât liberă în niște domenii, pentru că sunt, așa sunt și oamenii. Oamenii fiind diferiți, unii nu preferă să lucreze la stat. Statul creează slujbe la stat, dar după aia tot statul creează slujbe și în privat, că le dă voie să producă în privat. Oameni care vor să lucreze și deci a creat slujbe. Nu, cred că vor și la stat. Și asta. Dar care era pointul cu Krugman? Că el nu discuta de ce e mai bun statul de piața sau de ce e piața mai bună. Nu era un argument de genul așa am apucat. Ne-am băgat pe acolo bunuri publice. Toată ceva. Lumea crede aia, nu știu dacă a zis-o. E posibil să fii zis-o. Dar întrebarea de ce? De ce? De ce? Care e răspunsul? Mă, dar ce facem? De ce mă tot întrebați de ce? Ce facem aici? Filozofie? Da, păi și aia răspunsul diferit. Răspunsul tot, da. Tot... Da. Păi cam asta a fost. Închide. Val, închide. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Vă așteptăm în aceeași formulă și în continuare să discutăm despre cartea asta care o mai amintim o dată cum se cheamă. Teoria socialismului și a capitalismului. Scrisă de Hans Hermann Hoppe. Pentru... Urmează următorul capitol, este despre socialismul pe stil rusesc, comunism. Pentru Alex Chiriac, Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, și Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, mulțumim pentru atenție și răbdare, vă amintim că statul te vrea sclav, să te gândești tu la libertate.